am brățișat pe amândoi și am zis să facă se voia Domnului. M am ajuns în sala de operație. Bine, eu căutam, căutarea asta mea era pe cineva care să mă iubească. Asta căutam eu, îmi doream pe cineva care să mă iubească să mă aprecieze, așa cum sunt. Să știu că mă place așa cum sunt. S-a uitat așa la noi, o gravitate. Așa s-a uitat la noi și a zis, mai fată, tu ai mai făcut vreodată o radiografie la piciorul ăsta? Eu m-am uitat la tata, tata la mine și am zis, nu. Și că, păi, tu ai ceva mult mai grav aici. Nu ai doar o întorsă sau ruptură aici, e ceva mult mai grav decât. Ai tu aici o tumoră. Știu că odată am stat de vorbă cu el într-o zi și mi-a spus, nu vrei să te muzi la mine, nu vrei să vii la mine să fac bagajele să vii la mine. Cât se era clasa a 12? Da, aveam 19, 19 ani. ani okay. Mi-a zis, mai fată, de ce ai stat atâția ani cu această tumoră? I-am explicat, am venit, am făcut biopsie, mi s-a spus așa. A zis, foarte rău că ai stat. Sunt 80% șanse să-ți pierzi piciorul. Mă da seama că nu mai avea nicio treabă cu Dumnezeu. Pur și simplu era absent. Nici, parcă nici nu-l cunoscusem niciodată. Așa era. Serios? Da. Deși reintru un liceu, cu profil uh, spiritual. Nu puteam, deci stăteam uh, așa într-un loc și nu puteam să fac nimic. Nici și treburile care le făceam înainte, nu, nu puteam, nu puteam. Aveam această teamă în mine și frică. De moarte? Da, de moarte. Să deci, știi că eu mi-am luat o șervețe aici, că uite, lăcrimez <laughs> gândindu-mă cumva la, nu știu, trăirile pe care le-au avut ei ca părinți în momentul și că m-au rugat și a zis, Doamne, dacă e voia Ta să rămân fără picior și Tu știi că o să-mi cresc copiii, nu o să fac depresii sau alte lucruri și pot să merg înainte în viață fără un picior, facă-se voia Ta. Ai avut curajul. Iubesc foarte mult și le mulțumesc și o să le mulțumesc toată viața mea că nu m-au respins și m-au primit înapoi. Fica risipitoare. Da. Nu știu, Asta uite, să eu să știi că n-am îi plâns de mult așa la, la podcast planul care Dumnezeu l-avea pentru mine, eu l-am răsturnat. Și Domnul a trebuit să facă alt plan cu viața mea. s a reconfigurat traseul. Da. Mersi mult de tot! Și eu vă mulțumesc și sper să fii de ajutor pentru cineva. Asta ne rugăm. Să Că, fii, da, asta a să înveți cineva din viața mea. Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună aici la Autentic Podcast. Cred că și ocazia aceasta este de bun augur pentru fiecare dintre voi să priviți prin ochii lui Dumnezeu în viața acelora care au înțeles cât de mare este El pentru a-l face cunoscut pentru cei din jur, dar mai ales pentru felul în care El și-a pus amprenta asupra vieților. Până vă face cunoscut cunoștință cu invitata din ocazia aceasta. Doresc să vă mulțumesc din toată, toată inima pentru felul în care ați ales să faceți parte din comunitatea noastră, fie că vorbim despre YouTube, fie că vorbim despre rețelele de podcast, pentru că doar așa putem să fim împreună încercând să ne ajutăm unii pe alții, încercând să-i ajutăm pe prietenii noștri să-l cunoască mai bine pe Domnul nostru Isus Hristos. Cred că fiecare comentariu pe care dumneavoastră alege să-l lăsați la podcasturile pe care noi le înregistrăm sau la materialele pe care le realizăm nu va face altceva decât să miște cumva algoritmul YouTube și să ajungă aceste materiale la cunoscuți sau mai puțin cunoscuți din țară și de peste hotare. Vă mulțumim, vă mulțumim mult pentru fiecare gest pe care îl faceți pentru a face cunoscut ceea ce realizăm noi aici la Authentic Podcast. Iar dacă rezonați cu materialele noastre, o distribuire pe rețelele sociale ajută extrem, extrem de mult, că vorbim de WhatsApp sau de uh, oricare altă platformă pe care vă este dragă dumneavoastră și pe care o folosiți zilnic. Dar uh, pentru a economisi timpul, mai spun eu lucrul acesta din când în când, uh, cred că este oportun să îi spun bun venit aici la masa autentică Rebecca Ibrahna. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. N-ai emoții, Rebecca? Puțin. Puțin. <laughs> lăsăm emoțiile deoparte și acum suntem naturali, autentici. Nu? Da, așa trebuie, nu numai acum, ci întotdeauna Adevărat Noi avem o rubrică, așa sub presiune, știi, ca să lăsăm deoparte cumva emoțiile 20 de secunde să ne spui cine este Rebecca Breacnă Fii atent, eu, eu apăs pe start, tu ne spui Uh, Rebecca Breahnă este un om normal uh, cum am spus vin din Ploiești acolo m-am născut, am crescut și sunt soție, sunt mama a trei copilăși, minunați și uh, mai presus de toate sunt copiii de Dumnezeu așa îmi place să cred. foarte frumos uite că exact acum s-a terminat și timpul uh, ai există un lucru că ești un om normal de ce ai simțit nevoia să spui asta? Uh, Adică nu vreau să par ceva cine sunt eu sau ce fac eu. Sunt un om normal ca toți oamenii care trăiesc uh, pe Pământul ăsta, dar uh, am fost iubită de un Dumnezeu mare. Chiar dacă sunt un om normal, nu, nu, sunt, nu ies cu nimic în evidență față de ceilalți. Adică normalitatea uh, pentru tine înseamnă și cu bune, și cu păcate, și cu. Da. Uh, da. Nu știu, oportunități și cu daruri și. Da, da, da. Asta înseamnă cumva normalitate. Da. Unii au impresia că intră într-un șablon și. Nu, nu, poți să-i scoți de acolo, nu? Probabil. Și ajung, ajung, așa, la un, la da. un anumit nivel. Da. Uh, ai mai spus tu despre o, un lucru înainte de a spune că ești copil de Dumnezeu și cred că în ocazia asta o să aflăm mai multe detalii despre uh, Însemnătatea acestei frațe pentru tine. Ai spus așa că ești soție și apoi ești mamă. De ce simți nevoia să faci diferența asta? Adică să pui întâi partea de a fi soție și apoi darul ăsta de a fi mamă. Și știi de ce te întreb? Pentru că în multe situații, soțiile când devin mame, prima dată zic că na, timpul lor sau toată, toată energia lor le este de toată, dedicată copiilor, mai puțin soțului. Păi, mama știu că spunea un lucru, copiii se fac mari, cresc și își fac și ei viețile lor, dar noi rămânem tot împreună amândoi, la sfârșit, până uh -huh. la sfârșit. Copiii pleacă, uite, dar soțul și soția sunt împreună până la sfârșit, așa ar trebui. Wow, wow foarte înțelepte cuvintele astea. Și au rămas acolo pentru tine... Da, și îmi doresc să fie așa că până la urmă, dacă n-ar fi soțul meu, n-ar fi nici copii, adică... <laughs> da. Deși tu ai investit destul de mult în, în copii și investești în copii, de fapt tu ai rămas acasă pentru ei, îi crești, aveți trei copii, dar o să ajungem noi să discutăm și despre ei trei și despre soțul tău. Până acolo spuneai ceva despre mama ta. Cum ți-a fost copilăria și unde ai copilărit? m-am um, născut, cum am spus, în Ploiești, am crescut în Ploiești. În oraș. În oraș, da. Um, părinții mei s-au despărțit la vârsta de 2 ani jumate, când aveam eu 2 ani jumate, jumate și uh, tatăl meu și-a dorit să, să, nu renunțe la mine și a făcut tot posibilul să cresc alături de el. U, interesant. Uh, da. Mama a fost și ea de acord, și așa am crescut lângă tata. El s-a recăsătorit după aproximativ, nu știu, un an, doi. Și am fost crescută de a doua mamă. Dar pentru mine este mai mult ca o mamă, pot să zic că mi ai Ai spus mamă întotdeauna? Da. Da, ok. Și când, spui, când ai zis despre mama care a spus lucrul ăsta că cu soțul rămâi, copiii pleacă, la care mamă? Aceasta. Aceasta care te-a crescut? crescut da. Ok. Și cea care ți-a dat nașterea, ai mai ținut legătura cu până, până în adolescență, nu. N-ai cunoscut-o? Până la vârsta de 17 ani. Oh. Nu era din aceeași localitate? Ba da în același oraș. Și n-ai știut sau... Da, nu am știut, dar nici ea nu a vrut să intervină, să ne cunoaștem. Cu toate că mi-aș fi dorit ca și copil să-mi cunosc mama. Totdeauna mi-am dorit lucrul a, ăsta. Tu știai că, de fapt, mama care te-a crescut nu este mama ta natural? Da, mi-a spus, nu mi-a ascuns lucrul ăsta, mama tată mi au spus. C îți mai amintești că pe la ce vârstă ți-au spus lucrul ăsta că mama, de fapt, nu e mama? Acum Dacă mă gândesc, cred că știam dintotdeauna, dar așa nu știu, nu mi-aduc aminte când mi-au spus exact, dar oricum eram foarte micuță. Tu ai zis așa la 2 ani și jumătate sau aveai un jur de 2 ani și jumătate da, când s-au da. despărțit ai tăi și apoi după vreo 3 ani s-a căsătorit tatăl tău, deci aveai undeva la 5 ani? Uh, nu, peste un an, 2 ah, cam an, așa. Doi. Uh, undeva la patru ani? Da, 4 da, ani, cam ce? așa, cam așa, cred că atunci ah, și probabil că era în subconștientul tău că uite, ea da. va fi o altcineva. Da, aveam și unele amintiri cu ea, chiar dacă aveam doi ani jumate, mai mi-aduceam unele lucruri aminte. Da, chiar mi-aduceam aminte, unele lucruri despre ea. Ah, interesant. Dar nu te-a frământat uh, lucrul ăsta? Uh, asta a fost frământarea copilăriei mele. Întotdeauna mă simțeam vinovată, am înțeles, cu tata nu mai ai vrea să vorbească, am înțeles treaba lor. Dar eu ca copil cu ce am greșit de nu m-a căutat măcar să îmi spună, uite, țin la tine chiar dacă n-am mai vorbit, dar niciodată nu m-a căutat. Eu tot i-am căutat-o pe ea la 17 ani pentru că am vrut să-i pun niște întrebări, să-i pun întrebările astea, de ce nu m-a căutat, um, i-am greșit cu ceva... Nu m-a plăcut, nu m-a vrut. Da. Și? și... ce reacție au avut? Ei, am lăsat un mesaj pe Facebook. Îmi amintesc că am găsit-o pe Facebook. Ah, ok. Era la liceu atunci și am găsit-o pe Facebook și am pus uh, niște întrebări în acel mesaj și după care am rămas uimită uh, să mă sune. Adică n-am știu care e numărul meu de telefon. Vă dați seama că dacă n-am vorbit niciodată cu ea, M-a sunat și mi-a spus ce se întâmplă cu mine. A vorbit cu mine, a spus că vrea să ne vedem, și atunci, într-un weekend, m-am dus să mă întâlnesc cu ea. Și atunci am rămas uimită să văd că locuiește nici foarte departe de mine, dar așa a ales ea. Așa a crezut poate că este mai bine pentru mine. Uh, și de atunci ai mai vorbit cu dumneai? Da, și aici este o poveste. <laughs> Uh, am început de la 17 ani să țin legătura cu ea uh, după ce m-am căsătorit, de la, uh, după un timp m-am mutat în ploie și stăteam foarte aproape de ea și am ținut legătura cu ea, mergeam la ea, uh, avea și un băiețel și după câtva timp, după 2-3 ani de când am început să am această legătură cu ea, chiar ne, apropiasem foarte mult, eu îi vorbeam despre Dumnezeu când mergeam la ea, îi spuneam, uite, există un Dumnezeu care te iubește, cu toate că mai știa și ea câte ceva, îi spuneam, aveam un îndemn foarte puternic să-i spun că uh, Domnul vine curând și trebuie să ne cerem iertare de păcate, eu nu înțelegeam atunci ce aveam îndemnul ăsta să-i spun uh, lucrurile astea, însă după vreo 3-4 ani a aflat că are cancer de colon și a fost așa, nu a fost o boală treptată. Dintr-o dată a aflat, a se simțea rău, de da, avea stadiu 4, metastaze și după o lună jumate a încheiat viața. Wow. Și atunci am înțeles de ce am avut în timpurile astea. Îi spuneam mereu, aveam un timp când mă întâlneam cu ea să-i spun că uh, Domnul vine curând, că El ne așteaptă, că ne iubește și mă asculta când îi spuneam. Și atunci când am murit, uh, când am aflat că am murit, a fost o voce în mintea mea eu am avut o întrebare toată viața mea și îl întrebam de copil pe domnul, întrebam, doamne, de ce? De ce a trebuit să nu o cunosc eu pe mama mea? Uh, cu toate că n-am dus lipsă de iubire din partea mamei care a doua, -a crescut, da, care m-a crescut. Uh, și atunci când a murit, ca un fulger a trecut prin mintea mea un gând. Uh, vezi, ca din cauza asta nu ai putut să crești alături de ea, pentru că dacă ar fi murit, Acum ai fi suferit enorm. Și pentru mine asta a fost răspunsul de la Dumnezeu. Am înțeles că așa a fost mai bine. Cumva Dumnezeu te-a dus în viața ei, în momentele astea, ca să-i vorbești despre El și, nu știu, poate conștiința a lucrat acolo, Duhul Sfânt a lucrat și nu se știe niciodată, sau cel puțin exact. în momentul ăsta nu știm, dar da. datoria a fost făcută cumva. Așa îmi place și mie să cred, dar Domnul știe mai bine. E adevărat. Uh, ce vârstă avea dumneai când a murit? 39 de ani. 39 de ani? Da. Wow. wow. Pentru toți apropiații și pentru bunica mea, din, mama ei a fost ceva, o durere extraordinară din care nu și-a revenit ceas. Pe, adică nici azi nu pot să spui că e vindecată cum trebuie de Dar când s-a întâmplat asta cu câți ani? În, în 2018. 2018 și tu o cunoști de câți ani? Cam de, de la vârsta de 17 ani, cred că 5 5 ani. Ah, de prin 5 2013, 22. 2022, da, Wow. Și uh, pe bunica o știai? Să tot atunci ai, adică uh, pe mama dumnei. Pe ea o mai știam, că ea mai mai mă căuta. Chiar mă căuta mai mult, da, bunica m-a căutat, a vrut să aibă relații cu mine, dar nu foarte mult. După ce a încheiat viața, am în... chiar am început să am o relație cu ea. După ce a încheiat viața, mama da, a început să da, am o relație cu, cu bunica. Bunica, da, da, da. Uh, și chiar acum, mă sun aproape silnic și vorbim. Da. Uh, încerc să fiu și eu un sprijin pentru ea, să vorbesc cu ea, să mai vorbind cu mine ea și aduce aminte de, de mama. fata ei da. de fata ei, corect din, din ce știi tu uh, prenumele tale au avut ceva de a face și cu dumnea ei și a dorit și ei unul unul dintre prenumele pe care le porți Asta adică nu mama ta știu. Nu, știu. Nu. nu știu, dar nu cred nu. că nu avea o relație așa bună cu familia tatălui meu înțeles Uh, dacă ar fi să dai puțin timp înapoi în copilărie ce-ai schimba? Pe mine m-aș schimba Inclusiv în perioada aia nu, nu vorbesc despre adolescență, de copilărie da, Am înțeles, da, da, da Deci pe mine m-aș schimba și aș încerca să văd altfel viața N-aș schimba nimic pentru că cu toate că atunci vedeam altfel pe părinții mei Mama care m-a crescut și tata Acum uh, am înțeles altfel lucrurile Și au fost niște oameni minunați Și mulțumesc Domnului că i-a așezat în viața mea Și eu am văzut Încă de când m-am născut Că fiecare lucru care mi s-a întâmplat în viața A fost uh, uh, Din iubirea Domnului pentru mine A așezat fiecare lucru uh, Acolo unde trebuie Dar de ce spui că te-ai schimbat pe tine? Ce, ce făceai tu în copilărie? de? Uh, eram un copil uh, ce nu mi-a plăcut niciodată la mine uh, prea sensibil mi-aș plăcut să fiu mai uh, mai puternică să nu fiu așa sensibilă dar uh, copiii știți că așa sunt, văd altfel lucrurile și și acum am problema asta cu sensibilitatea uh, mi-ar place să fiu mai puternică și acum mă lupt cu lucrul ăsta și mă rog la Domnul să mă aștept să fiu mai puternică nu, nu e bine să fii așa sensibil lucruri care pe alții poate alții nu bag în seamă, pe tine te dor și nu au fost nu copii care făceau glume pe seama ta? da, au fost la vârsta de șapte ani, când am împlinit șapte ani tatăl meu cu mama au început să freventeze Biserica Adventistă și acolo mi-a plăcut foarte mult când am mers, erau activități cu copiii care se făceau cântări, poezii, programe, mi-a plăcut foarte mult și uh, știu că atunci intram, eram clasa 1-a, a doua și eram așa bucuroasă că uh, auzeam că vine Domnul, mi zicea că e ceva bine, că vine Domnul, se sfârșește tot și eu vreau să le spun și altora și știu că mă duceam la școală și luam Biblia, aveam o Biblie mică, mi-aduc aminte, și le citeam la colegi din ea, le spuneam colegilor, uite vine Domnul <gânt> și naivitatea mea de copil că ceilalți la dau de mine, dar eu le spuneam, Are erau vreo două, trei fete uh -huh. care, da, care mă ascultau și chiar vorbeam cu ele subiectul ăsta și erau interesate. Și știind că sunt pocăită, că merg la biserică, colegii m-au marginalizat în școala primară cred că am avut unul sau doi prieteni, așa, prieteni. Adică nu, nu, prea vorbeau cu mine. Erau și, aveau, era vorba și despre situația financiară. Ei avea o situație financiară. Bună. Da, majoritatea din clasa mea noi am avut modestă. Nu pot să spun că foarte rea sau foarte bună acolo, la mijloc, dar... Și din cauza aceasta mă marginalizau și pe mine mă dorea foarte rău lucrurile astea, ca și copil te afectează lucrurile astea. Și um... Cum ai reușit să le depășești totuși? Adică cine ți-a fost aproape dincolo de prietenele de care povestești? Ce s-a dat totuși forță să vrei să mai mergi la școală? Să nu zici, oh, eu acolo nu vreau să mai merg, nu... Cunosc destul de mulți copii care sunt foarte afectați de. Acum se numește bullying, pe vremea aia nu se numea neapărat așa, dar astăzi sunt mulți copii care sunt victimele unor astfel de atitudini din partea da. colegilor. Ce ți-a dat putere să mergi mai departe? Nu știu, au fost părinți, au fost profesori, au fost, nu știu, rugăciunile pe care le spuneai tu când erai copil. A fost ceva care te-a impulsionat să spui, măi, trebuie să merg, na, ei râd, eu îmi văd de treaba mea. Da. Tatăl meu a fost un, un părinte mai autoritar. Adică se impunea, adică ce îți spun să faci, aia faci. Nu e loc de discuții sau Uh, și nu prea puteam să mă plâng lui. Uh, țineam în mine tot ce mi se întâmpla, nu povesteam cuiva, țineam în mine și mă rugam la Dumnezeu. Chiar dacă eram un copil, uh, de mică am văzut cum Dumnezeu mi ascultă rugăciunile și cum răspunde la ele. Uh, chiar mi-amintesc că în clasa a patra, cred că eram, uh, mergeam spre școală într-o dimineață de iarnă și trebuia să traversez o stradă pentru a intra pe alta și dintr-o curte a ieșit un câine lup, nu era nimeni, nimeni pe stradă, era uh, goală strada și câinele acela a sărit pe mine, era cât mine acel câine, vă da seama la, aveam nici 10 ani, cred că am așa uh, și în momentul ăla ce am fost învățată, vedeți, mergând la biserică și știind despre Dumnezeu, am zis, Doamne scapă-mă în mintea mea Am rămas paralizată, nu puteam să mai mă miș, Să fac nimic, era cât mine <laughs> Și uh, Am strigat, Doamne scapă-mă În momentul ăla a apărut pe partea cealaltă un om Și uh, S-a prefăcut că aruncă cu ceva în el uh, s a uitat câinele la el Și doar s a uitat la el și porm a plecat Și Când am traversat strada, eu am vrut să-i mulțumesc Omului acelea, însă m-am uitat în sânga, în dreapta Nu mai era absolut nimeni și a rămas în mintea, în mintea mea așa imprimat că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. și cum îți explici cine era omul Eu una așa îmi place să cred că a fost un înger pe care Dumnezeu l-a trimis să mă scape ah. putea să mă, mă muște câinele acela, vă dați seama un copil de 90 ani și era lup era foarte mare câinele <știi> <f wise> <fafood> tu ai mai crescut adică părinții tăi au mai, au mai avut și alți copii da, mai am două surori. Um, mai mi adică da, sunt mai mici. Da, da um, de 20 de ani și una de 6 ani. Oh, oh, să fie <laughs> sănătoase. Mulțumesc. Da, după da. aveam nouă ani jumate, cam așa, când a apărut sora mea. Prima e. dintre ele. Da. Și apoi. Uh, nu, asta, da. această, e mică. <laughs> da. Da. Ai simțit vreodată că se face o diferență între tine și ele? Am mai simțit așa, da Da, am simțit, dar Încercam să nu Bag în seamă lucrul ăsta Și mă gândeam că este normal Să fie niște diferențe De ce? Păi Na, mama, oricum era apropiată și de mine Mă iubea, dar na Unele lucruri se văd Și e normal Eu așa cred a, a, hai să întreb altfel. Tu faci o diferență între copiii tăi? Ai trei. Aveți trei copii. Nu, nu fac nicio diferență, încerc să nu fac. Da, acolo îți explici prin faptul că tu ne fiind copilul ei, poate că da, nu neapărat cu voință, dar erau niște lucruri care aș fi putut fi altfel? Da. Uh... Și mi se pare normal, v-am spus, una e să naști un copil, una e să-l crește mic, dar iubirea tot cam acolo este. Unele lucruri se văd uh, când le faci, unele diferențe. Da, pe ansamblu, relația a fost una bună. Da, până în adolescență a fost bună. Cu sora mea nu, niciodată vreau să spun, cu sora mea nu prea am avut o relație bună așa, niciodată. Um, Vorbești despre sora care are 20 da, de ani? Pe care da, o cheamă? Da, da. Emilia Fabiola. Emilia. Și pe cea mică? Um, Teodora. Teodora. Um, mereu am fost invidioasă puțin pe sora mea, pentru că. Deci problema uh, era tot la tine. Tot la mine. <laughs> <laughs> uh, pentru că a avut o relație mai bună cu tata. Ah. Ea a făcut un prieten din tata. Eu nu știu să fac lucrul ăsta, nici nu era când ai primul copil și eu am văzut la primul meu copil, la băiețelul meu, am văzut că înveți pe parcurs unele lucruri și ce faci la primul înveți să nu mai faci la ceilalți din greșelile care le faci cu el. Interesant. Da. Și... Adică primul e cam așa ca un experiment. <laughs> eu așa văd lucrurile. Și um... Mi-a dorit să fac din tata un prieten, dar nu a fost. Era și necunoscându-l pe Dumnezeu până la vârsta de șapte ani, v-am spus, tata că a fost necredincios. N-am avut relația, era mai autoritar. Mai știți că părinții înainte erau și mai altfel mai mai decât, decât noi, cum suntem noi. Și ea și-a făcut un în tata și am văzut relația asta dintre ei și îmi doream să am și o relație asta, dar am pierdut-o. <lipă> dar acum pot să spun că și eu l-am regăsit pe tata, am găsit în tata un prieten. Dar ce vârstă aveau ei? Că, eu îl știu, are tata al tău și nu are, nu are o vârstă foarte înaintată. Adică Câți ce, ani avea vârstă? Vârst, da, ce vârstă da? avea când ai apărut în viața lor? Din ce știu, avea cam... 20 de ani tata. Da. 20, ok. 17 mama, adică erau foarte. Foarte tineri. Da, foarte, foarte tineri. tineri. Ok, deci Dumnealui, uh, are o diferență cu, uh, uh, adică tu avea, el avea undeva la 30 de ani când tu aveai uh, 10, 10 ani, an. așa, okay. da. 35 la adolescență, era destul de apropiat totuși. Da. Adică ar fi putut fi o relație foarte apropiată. Da, dar și personalitatea mea, vedeți că nu am fost așa deschisă. V-am zis, eu mă închid în mine și așa, așa sunt dar Dar cu astăzi. cine crezi că semeni? Cine e așa? Nu știu. Probabil. Sau este pur și simplu o traumă pe care poate ai trăit-o în copilărie și a fost așa, nu știu, o, un fel de a te da înapoi și a nu crea tu, nu știu, cauze pentru care se întâmplă lucruri mai puțin bune în casă, în familie. Te simți vinovată de despărțirea lor? Nu. nu. Ai vreo dată simțământul ăsta că din cauza ta s-au despărțit? Nu, nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta așa, nu. Și nici nu cred că am fost eu, nu. Au fost alte divergențe. Nu, mă gândeam dacă tu o ți-ai luat asupra ta vina și de aici mm -hmm. cumva închiderea asta în, în tine. Uh, nu. Cum a spus tata, era mai autoritar și mi-era cam teamă de el să-i așa lucruri. Și așa mai bine le ținam pentru mine și nu îi le spuneam. De teama reacției pe care da, ar putea să o aibă. Da, Ok. Dar tu când ai crescut, când erai mică, ai crescut și împreună cu bunicii? Da, cu, în aceeași bunic, casă? Da, cu bunicii din partea tatălui. tatălui. Okay. Și asta te-a ajut, te ajutat în vreun fel? Da, bunica mea era lângă mine acolo mereu când... Aveam o problemă, mai mă duceam la ea, îi spuneam ei. A fost mai lângă mine, așa, mai deschisă. Când te uiți la copilăria ta, înainte să pleci la liceu, pentru că știu că ai plecat la liceu din localitate Ai venit la București și ai stat la internat da. Ce lecție ai luat tu de acasă Și ai dus-o cu tine mai departe Ce sfat bun Sau ce atitudine potrivită Ai zis bă uite pe asta chiar merită să o iau cu mine Și să o port așa De-a lungul timpului Sau poate astăzi te uiți înapoi și zici mă, Uite lucrul ăsta l-am învățat acasă În familia în care am crescut da, ceea ce am învățat în familia mea am fost să fiu un om respectos să fie un om simțit să și, aibă bun simț da, un bun, cu bun simț și să mai bine să tac decât să vorbesc, să ascult este mm -hmm. mult mai important să asculți că ai mai multe de învățat decât atunci când vorbești Foarte tare trei lucrul ăsta. Apropo știi că Dumnezeu ne-a creat tare interesant ne-a creat cu două urechi și o singură gură Exact, da. Să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin, dar în realitate, unii, unii, unii dintre noi nu prea reușim să facem lucrul ăsta. Da, și eu mai îmi pun așa o frână uneori, spun, hei, trebuie să ascult mai mult. Foarte <laughs> tare. Că să vorbești, da. Cam asta a fost și uh, ați spus și ce să nu fac. Uh -huh. Eu n-am spus, dar poți să o spui tu. <laughs> ce să... Nu faci. Ce n-ai luat de acasă din copilăria ta? Poate... Uh, acel atașament uh, acea iubire uh, tata, n-am fost așa v-am spus, n-am fost un prieten așa cu el să fie lângă mine, să-i să mă sfătuiască nu prea am noi la <gângă> la vorbă, unul mm -hmm. cu altul uh, și n-ai luat așa, ce dărit. ai schimba ai schimba-o ai, da. ai, 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 ai face tu primul pas să fii prieten cu copii da. să înțeleg ca din perspectiva da. părintelui da da. Dar oare părinții, uite că uh, spuneai mai devreme că noi învățăm, primul copil este cumva un experiment, uh, oare, nu știu din perspectiva asta de părinte, uh, uneori îți dai seama că, păi da, nu prea poți să faci gesturile astea, că dacă tu îl vezi pe copil că el nu se deschide înaintea ta, ce poți să faci mai mult decât să nu știu, să-i spui, să-le întrebi, mai uite, spunem, despre asta, despre asta, dacă el nu vrea să spună cum ai vedea tu cheia pentru o soluție de genul ăsta. Dacă dintre cei care ne ascultă au copii, așa cum erai tu, mai închis, mai retras, mai uh, timid, ce să facă? Cum mai fi văzut tu să -ți... care ar fost cheia care să-ți deschidă sufletul? Um, se vine să vină la copil, părintele Așa. să vină la copil și în primul rând să-l ia în brațe să-i spună okay. că iubește și să stea de vorbă cu el, să-i spună ce ai pe suflet, sunt aici ca să te ascult ce probleme ai și um, chestia asta mi-a rămas și mie, adică ca și părinte um, mă duc și vorbesc cu copiii, mai ales când îi văd că sunt supărați zic ce s-a întâmplat, ce ai ai ceva de nu, de ești așa tăcut Că ei nu sunt tăcuți, am problema asta Dar când sunt tăcuți Știu că e o problemă Ei nu seamănă cu tine Niciunul? Ba da, ba da, seamănă și cu mine Și cu tata Nu nu, obstacolo. Ca temperament, ca temperament zic Băiețelul seamănă cu mine da, ca și temperament Adică e mai, mai timid mai... Da, da, așa este, da Așa este el. Și nu-mi place lucrul ăsta că știți cum am fost și eu, nu-mi plac lucrurile care le-am făcut eu să le facă și el. Defectele astea nu-mi place când le văd la el și încerc să-l mai scot din zona lui de confort, să mai spună ceva la biserică, să mai... Cu toate că el e foarte timid, are problema asta. O să fie bine, uite, tu cât te... Repede ai trecut peste tracul emoțiilor. Cu ajutorul domnului, da. <laughs> Prin rugăciune. Da. Uh, ai mers la uh, școala primară, ai făcut-o în Ploiești? Da. Până la clasa 8. -a. Da. Ok, și apoi la clasa, în clasa 9 te-ai decis să pleci din București și să vii la uh, Liceul Teologic Adventist din București. Da, dar înainte de asta Așa. vreau să mai spun ceva. În clasa 7 am cunoscut o doamnă extraordinară nu mergea la aceeași biserică cu noi, însă am fost o dată la biserică la dânsa și părinții mei se cunoștea cu ea, era văduvă, avea vreo 50 ceva de ani, o chema Mihaila Sicuiu și știu că într-un sabat ne invita la dânsa. Din ce localitate Tot acolo, să stătea în, în oraș, în ploiești. Înțeles. Și după ce am mâncat, am mai stat la vorbă unii cu alții și le-a propus părinților mei să mă lase o perioadă la dânsa ea locuind singură își dorea pe cineva să fie alături de ea și părinții mei au fost de acord și tu? am locuit Cum nu prea mi-a plăcut așa lucrul ăsta nu prea am fost de acord dar cu timpul când am cunoscut-o și mi-am dat seama că e o femeie extraordinară în primul rând era o femeie foarte credincioasă și am învățat foarte multe de la ea pe plan spiritual și era o femeie elegantă Îmi plăcea foarte mult de Am avut multe de învățat de la dânsa Iar după ce am terminat clasa 8 A, a fost dorința ei ca să merg la liceu adventist Ah, interesant da noi, Eu și părinții mei aveam de gând Să mergem la un liceu din oraș Și ea i-a propus tatălui meu Uite, n-ai vrea să o lași să meargă Că o să o sponsorizez eu Adică o să o da, ajut eu financiar da, Să da, stea la da. cămin să... Da, da Că erau niște costuri uh -huh. Însemnate. Însemnate, da. Și tata a fost de acord. Eu încă eram în dubii, nu știam ce să fac. Să la liceu ar fi bine să vin aici în București. Nu mai fusese plecată niciodată de acasă. Și m-a rugat la Domnul. Am învățat, trebuia să dau examenul de admitere. Știți că se dă un examen de admitere din Biblie. Da. Și înainte să plec în acea dimineață m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am spus Doamne, dacă e voia ta să intru la liceu adventist, uh, ajută-mă să iau nota 10 la examen. Dacă iau orice altă notă, 90-90, 990, înseamnă că nu este voia ta să Serios? intru acolo. Ai, ai, ai avut curaj să-i pui uh, da. condiția asta lui Dumnezeu? Da. <laughs> și uh, știu că am fost singura din toți 60 și nu ceva. Din toți candidații care au luat 10? Da, care luat 10 și am promis atunci și Domnului dacă o să iau 10, a fost și o promisiune care am făcut-o, promit că la, când se va face primul botez mă voi boteza wow și cu doamna asta, cum ai zis, că o chema? Mihaela Sicuiu. doamna Mihaela, da. relația a fost una bună? Uh, per total, da. Au <laughs> mai fost, mai erau mici divergențe, dar uh, da. Ce lecție de... ai învățat tu de la ei pe care, sau ce sfat ai primit, așa ai, ai stat cu dumneai o perioadă de timp, mai mergeai și la ai tăi inevitabil. Da, dar da. Uh, ai plecat la liceu. Da. Ce, ce sfat a dat dumneai să mai amintești, ce ți-a zis înainte să pleci? Uh, ce mi-am spus, nu mai-mi aduc aminte, dar uh, ce am învățat de la ea, am învățat uh, cât am stat la ea. Uh, contează foar foarte mult aspectul unui om. Cum, okay. Felul cum se îmbracă, felul cum arată, uh, arată și înseamnă foarte mult despre persoana. Adică ce e în interior se, se vede și în exterior. Da. Okay. Și îți spunea asta din pentru o fată, pentru o adolescentă da, să aibă grijă da, la da, îmbrăcăminte și la da, felul în da, care da, se expune. Da, da. Oh. Înțeleg? Sfat. Pentru mine a fost o lecție foarte importantă. L-ai aplicat în adolescență? Cum da. ai plecat? Da. da. Da, A rămas în mine lucrurile acestea um, rădăcinate, ce m-a învățat dânsa. Mai trăiește Dumnezeu? Din păcate nu mai trăiește. A, și atunci era bolnavă, avea hepatita C. Mm. Și cât timpul s-a agravat, și. Ai pierdut, totuși, două persoane care au semnat ceva pentru tine, așa? în anumite etape ale vieții. Da, mai mult sau mai puțin. Ce am înseamnă singur, asta? Nu știu, cum ai, cum tu lucrurile astea? Adică, de ce de ce se întâmplă situații de genul ăsta în viața omului? Așa este cursul vieții. Moartea face parte din viață. Și se ce am pare normal simt. și natural? Da, eu am înțeles până acum că nu contează cum trăiești viața. Contează cum o închei, până la urmă, dacă o închei alături de Dumnezeu în pace, în liniște sau o închei departe de El. Asta e cel mai important. Viața este un test care ne pregătește pentru adevărata viață, care o să fie la sfârșit. Spui tu că nu contează cum o trăiești, dar în același timp cred că e important totuși când afli niște adevăruri să ții cont de ele, nu? Da, categoric. Și trebuie să le și aplici. Da. Nu, nu m-am referit că poți să străiești viața cum vrei. M-am um, referit la faptul că um, poți să faci unele lucruri în această viață, să uh, fii bogat, să, dar la sfârșit uh, poți să pierzi Clar. totul și okay. nu contează lucrurile astea. Contează mai mult cum ești tu ca om. Nu contează ceea ce ai, ci ceea ce ești. Mm -hmm. Asta chiar am auzit zilele acestea și chiar este foarte adevărat. Contează cum ești ca om la sfârșit. Nu, mai, nu contează tot ce ai făcut, tot ce ai avut. Tot ce ai agonisit cumva. Da, da. da. Um, ai mers la liceu. Cum a fost viața de cămin plecată de acasă, de lângă ai tăi, de lângă oamenii care te-au protejat cumva? Um, când am fost acasă, tata a avut grijă să um, până așa un zid în jurul nostru ca și copii să nu cunoaștem relele în acestei lumi și l-am admirat pentru lucrul ăsta și asta îmi doresc să fac și eu cu copiii mei destul o să cunoască ei când o să fie mari relele din lumea aceasta acum cât sunt copii să fie păziți de lucrurile astea rele Ce înseamnă lucrurile? Adică dă-mi așa niște exemple concrete de tehnologia care este azi de învață okay. Foarte da, Atunci multe nu era lucruri. așa. Era așa atunci, era televizorul care te învăța multe lucruri dacă lăsai pe copil așa. nesupravegheat Da. Și tata avea niște reguli foarte clare cu privire, mai ales la televizor, stai doar atât, gata, ajunge, <l> nu mă lăsa ore. Cât, da. Întregi. Cum vreau eu sau să mă uit la ce vreau și exact asta fac și eu cu copiii mm -hmm. mei. Adică nu aș putea să-i las la niște desene care învață ceva rău. Eu nu pot, ca părinte, dacă îți iubești copilul, nu poți să-l lași de capul lui să facă ce vrea el. Că mai aud niște părinți că spune A, că trebuie să las pe copil să facă ce vrea el, să uh, spună ce vrea el, că n-ai copil, trebuie să-și trăiască copilăria. Eu nu cred lucrul ăsta. Dacă îți iubești copilul, din contră, nu trebuie să-l lași să facă numai ce vrea. El nu știe. Trebuie să ai Exact, trebuie să ai niște limite în care aici se poate, aici nu se poate. Uh, și lui a fost așa, a avut uh, practica asta da, da. Uh, să Care te protejezi, ferit, da. să te ferească și ai ajuns la liceu, acolo nu mai era nimeni Asta, da, și asta m-a cam bulversat, mă, că m-a cam dat peste cap lucrul ăsta că am ajuns undeva unde trebuia să iau eu uh, uh, decizii pentru viața mea și nu prea știam, adică să fac diferența asta, ce e bine, ce nu e bine să fac, adică Ești dintr-un mediu foarte. Strict? Da, strict. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu libertatea care o aveam la liceu. Știu, când am ajuns prima zi, am plâns și eu și tata. A fost o despărțire și pentru orice copil care pleacă de acasă, la cămin, departe, la liceu. E greu, e foarte greu. Câte e fete a stat în cameră? 4. 4. Patru. Patru. Da. Um... Au fost aceleași colegi de cameră pe tot parcursul liceului nu, sau s-au schimbat? Nu, din păcate, asta a fost alegerea mea care n-a fost bună. Okay. Prima oară am avut niște colegi de cameră extraordinare, niște fete foarte credincioase și serioase și aveam de învățat de la ele foarte multe lucruri, erau mai mari mai decât mari, mine, da. Însă după aceea mi-am făcut o prietenă din clasa mea și am zis să ne mutăm împreună. Și de acolo au cam escaladat lucrurile. Deși tu, o fată credincioasă, Cu da. stu studiase Biblie, a luat zece 10 la examenul ăsta de Biblie, îi promisese lui Dumnezeu că te vei boteza, vei intra în apa botezului. Da. Ce vreau să spun, că atunci când am ajuns la liceu, eu aveam o, o imagine așa despre liceu adventist. Când auzeam liceu adventist, eu nu-l nu, nu nu văzusem niciodată, nu știam, nu știam despre el nimic. Îmi imaginam așa o, un tipar anume că fetele sunt decente sunt într-un anumit fel, băieții la fel sunt serioși, sunt când am ajuns acolo am fost foarte așa ar pe pământ nu? Ceva da, de genul am spus ăsta era este un loc, un loc unde este Domnul Dumnezeu, nu e așa ca celante licee. dar am fost dezamăgită, în păcate atunci când avem prea mari așteptări de la cei de lângă noi sigur de la nu oameni. fi și dezamăgiți da. de la oameni, da și nu anul 60 am fost, uh, pot să spun că am fost uh, copil exemplu, adică m-am fost cu minte, nu am făcut probleme uh, și era și doamna Georgeta, mi-aduc aminte, și uh, acum mi-aduc aminte că toată lumea era frică de ea, <laughs> dar nu știu de ce, pentru că dânsa era, eu n-am perceput-o niciodată așa să-mi fie frică sau... Era ca o mamă, adică era o femeie în danțe legătoare și dacă aveai vreo problemă sau ceva, te chema la ea în cameră să te de vorbă cu tine, te sfătuia, adică era mama pe care nu o aveam acolo, la liceu. <coughs> Apropo de lucrul ăsta, trebuie să le spunem prietenilor noștri, dacă doriți să vedeți podcastul cu domni Joara, domnișoara George, îl găsiți aici pe canalul nostru, o să rămâneți surprinși de cine este uh, Dumnezeu la Giorgeta, o, așa o, o poveste de viață extrem de uh, palpitantă. Te rog. Um, am parcurs pregătirea de botez în Anua, la sfârșitul a, uh, clasei Anua. Ce înseamnă pregătirea de botez? Um, adică erați mai mulți elevi? Da, eram un grup. Un soi de ca... clasă, de studiu al Bibliei? Da, studiam Biblia, mai am anunțit ca să le descoperim pe Dumnezeu mai în amănunt, ca să putem să înțelegem niște lucruri pentru a putea fi botezați. Adică să știi pe ce te bazezi când da, te botezi, să da, nu fii așa un da, botez da, doar de dragul de a fi, ci da, da. să și înțelegi de ce ai făcut pasul ăsta. Da, da. okay. <coughs> și am încheiat uh, legământul cu Dumnezeu, adică m-am botezat la sfârșitul clasei, așa cum am promis Domnului. Cât ți-a spus? La, că la liceu? de regulă se botează mulți. Da, da. Cred că în jur de 30. 30, okay. Da. La primul botez erau două sabate, Asta două oră, Două, botezi. Da, de da, de da, de da. An. Okay. da. Erau mulți. <laughs> și înainte să mă botez, simțeam atâta pace și liniște în inima mea și mă simțeam atât de fericită. Vă spun că n-am mai simțit simțământul ăsta foarte mult timp după. <laughs> Uh, mă simțeam împlinită, nu mai trebuia nimic nu mai simțeam nicio nevoie, nimic deci îl simțeam pe Domnul foarte aproape de mine și îmi doream să rămână sentimentul ăsta în inima mea și a rămas un timp cât am stat eu alături de Domnul după, după ce m-am de depărtat eu de el n-am mai avut simțământul ăsta și v-am spus că la anul așa zice, am fost un copil uh, cu minte, însă din clasa 11-a s-a produs o schimbare în viața mea. De ce? Ca să explic de ce. Ai spus tu ceva despre da. anturaj. Îmi doream să fiu și eu plăcută de ceilalți. Îmi doream să fiu un centru atenției. Mi-a plăcut lucrul ăsta. Cât am fost în adolescență, îmi plăcea să fiu un centru atenției să fiu băgată în seamă, să-mi să, na, să -mi fac prieteni, îmi plăcea lucrul ăsta, dar nu prea știam cum. Și văzând că cu lucruri bune nu puteam să atrag atenția, am zis <laughs> să încerc să fiu și eu ca cei lanți, cei lanți care nu erau așa cum trebuie. Dar erau un centru atenției. Da. Adică, în anul așa zicea, știu că vorbeam la altar, seara se făceau un zile, spirituală, o da, mm -hmm. întâlnire spirituală în care încheiam um, um, ziua cu Dumnezeu. Rugăciune, cântare, un cuvânt și din 11-a s au terminat toate lucrurile acestea, cântam și în corul liceului treptat um, treptat uh, n-am mai, mai studiat, nu mai mă rugam la Dumnezeu, am început să ascult muzică care nu era din Biserica Adventistă Hip-hop <laughs> Acestea Care sunt și ziua de azi Hip-hop îmi plăcea foarte mult mm -hmm. Îmi plăcea să dansez <laughs> Și am început să îmbrățișez lucrurile astea, să mă apropii de ele și să mă depărtez de ceea ce am fost eu toată viața mea, că practic toată viața mea am fost alături de Domnul. Da, era așa cu o refulare, adică, băi, nu... uitându-te acum în urmă, n au trecut ani de atunci, uitându-te în urmă, dând, te rulând timpul ăsta, de ce s-a întâmplat asta? Adică cum îți explici? Pur și simplu ai zis, bă, am nevoie de altceva, lăsați-mă că nu vreau să mai stau în corsetat în ce mi-ați spus voi. Uitându-mă în urmă, poate că Vreau să cunosc și cum este în afară. Eu... A fost o rezvrătire? spune la un moment da, dat că a cu mama fost. a fost bine până la liceu. Da, a fost iar a o rezvrătire licea foarte licea, exprimată. Da, de ce? <laughs> mă simțeam neînțeleasă, nu vreau să mai ascult pe nimeni, mă săturasem de regulile lui tata, vreau să răcă, știu și eu ce înseamnă viața. Spuneam mereu, lăsați-mă în pace că e viața mea, fac ce vreau cu ea, așa îi spuneam la părinții mei. Și nici cu tata, nu Scuze că folosesc cuvântul ăsta, era o braznică? Sau rămânei totuși în contextul ăsta în care se vorbește totuși frumos? Nu pot să-i spun că am vorbit tatăl meu urât, dar a fost o răzvrătire. Nu pot să spun că eram chiar o braznică, dar nesimțiterea a fost un fel de... Dar nu până într-acolo încât să-i vorbesc urât. Să-l jignești. Da, nu, niciodată nu s-a întâmplat lucrul Dar mamei tale... Cele, ceea care da. te-a crescut. I-ai da. spus mamă, dar nu, tu, da. nu, ești, tu nu ești mama mea. Da. De ce să spun? Cu ea eu? vorbeam mai, mai urât. Oh. Nu că am genit o dar îi spuneam lucruri care cred că au durut atunci. Și pe tata la fel, și îmi pare foarte rău de lucrul ăsta Nu mai vreau să mă duc acasă în vacanții, cum am spus. Păi, ce, ce voiai să faci? <laughs> Aveam o prietenă, tocmai să spun că m-am mutat din cameră cu colega asta mea de clasă. Și după aceea, anul următor, în a 11, am făcut-o o colegă de cameră care era cu doar mai mică ca mine și m-am mutat cu ea. Am zis hai să stăm împreună uh, într-o altă nu, cameră. Nu stăteați tot patru? sau? Stă... Tot patru tot erau, da. Mai eram cu încă două fete. Dar noi am vrut să stăm împreună, am două, că eram foarte bune prietene. Și am fost o influență foarte proastă pentru această fată. Chiar tu? am cerut iertare mai târziu, oh. da? Uh, ea, era clasa 9 și tu era clasa 11. Da, da. Și cred că ea a fost singura mea prietenă așa bună din liceu. eu vreau să fiu băgat în seamă dacă nu, ceilalți nu îmi dădeau nicio atenție, eu vreau să fiu și eu acolo, să fiu ceva, să sunt și eu prezent aici. Ai avut <laughs> un viciu în perioada Mulțumesc domnului că m-a ferit de lucrurile astea. Deci ai avut probleme cu dansul, cu muzica, da. cu vocabularul? Da. Da. Okay. Baieti? Da, și uh, am avut o problemă, și cu băieții Am cunoscut un băiat care nu era din liceu, și uh, știu că în a 11-a, atunci când înveți bine la liceu, se dă se numește BVP, adică bilet de voie permanent. Okay. Puteai să ieși când, când vrei din liceu. Și să te întorci la, până la ora 6, parcă era, nu mai mi-aduc bine aminte. Și tatăl meu, știind că o să iau uh, acest bilet de voi și cunoscându-mă pe mine cum sunt eu, uh, el a vorbit cu domnișoara Georgeta și a rugat-o frumos să nu mi dea să, uh, acest bilet de voi permanent. Tu învățai totuși. Da, învățam, învățai. învățam bine adică okay. Chiar dacă par... aveai alt și... comportament din ăsta Mai răzvătit, învățai da. Mai departe, încât să poți să iei biletul ăsta De care povestești Da, da, acest okay. bilet se dea decât dacă aveai peste nouă media okay. Și da. Uh, da, Domnișoara Georgeta Mi-a dat acest bilet de voi Permanent, neștiind Că <laughs> n-a făcut deloc bine Ea a vrut să-mi facă un bine, s-a gândit la mine E o recompensă Că, da, totuși. că probabil se te gândea că tatăl meu Nu are dreptate și ieșeam, plecam din liceu, mă întâlneam cu acest prieten al meu, mergeam la terase E uh, Ai și... fost în cluburi sau în locuri? Uh, nu, în nu, de -un nu, nu, mă întâlneam cu el în parc, dar uh, avea și niște prieteni în anturaj, fumau, nu erau, vă dați seama, uh, și nu mi-am făcut deloc bine perioada asta pentru mine pentru că nu mai avea nicio treabă cu Dumnezeu. Pur și simplu era absent. Nici, parcă nici nu-l cunoscusem niciodată. Așa era. Serios? Da. Deși era într-un liceu cu profil spiritual. Da. Și tu nu te mai rugai, nu mai... Da, nici nu mai mergeam la altare. Nu, A, nu mai mergeai? Nu. Nici la biserică? Cred că nici la biserică foarte des. Trebuia să te duci, că dacă nu te. Okay, okay. sau te se punea problema din, în Consiliu, din. da, ce se întâmplă, dar uh, mergeam foarte rar ca să nu. să nu se întâmple ceva. Afară, mm -hmm. să nu afli tata. Adică nu mergeai pentru că îți doreai tu să. Categorie, da. da. Opa, mergeam așa, ce schimbare. Să da. Uh, și. V-am spus, aceste schimbări mi-au dus loc bine. Știu că eram mereu supărată, plângeam, eram nemulțumită, simțeam acel gol în inima mea că m-am depărtat de Dumnezeu. Și ce rămăsese, rămăsese frica aceea de tata, să nu afle tata, știți? Să nu afle să nu afle tata. La un moment dat a afla, vă dați seama. da, a știut până la urmă, dar atunci nu, nu știa, dar el bănuia ceva. -mai vă zice totuși venea... o schimbare în da, de... da, Era și un, uh, o schimbare în exterior? Da, da? Categoric. Ce înseamnă asta? În îmbrăcăminte Da. Poți Se să fii da? mai explicită un pic? Uh, colanții blugi, strânți. Ok. Da. Fuste scurte? Da, da. Uh -huh. Și nu mai avea o problemă Și să te fișă. Machiaje, așa. care adică okay. eu nu prea foloseam, nu foloseam deloc. Nu, nu, Cumva, voie să atragi atenția Asta era, de exact, fapt, da, uh, da. ideea din spate. Da, nu? dar de ce? Pentru că erau și fete și băieți în liceu care, am văzut, uh, fiind așa, uh, aveau mai multă atenție din partea celorlalți. Și de asta vreau să fiu și eu ca ei. Vrei să fii Șmecheri. acceptată de grup? <laughs> da. da. Zi erau... direct că, știi cum e. Aici vorbim exact așa cum da, stau lucrurile. Da, că, exact până la urmă, așa. dintre prietenii noștri, cei care ne urmăresc, sunt foarte mulți care. Trăiesc asta, inclusiv acum. Da. Și am înțeles până la urmă că liceul adventist este doar o fațadă, din păcate. Știi cum e liceul, biserica, clasa? Este formată din oameni. Da. Și oamenii dau, există o, o, un nume, dar noi îl facem dacă este un nume potrivit sau un nume mai puțin potrivit. Da. Așa este. Și depinde de persoană. Categoric. Adică erau și copii, nu pot să spun că erau niște colegi care erau foarte credincioși și așa cum trebuie. Dar adică... uite, apropo de asta, că o să continuăm experiența ta, dar că tot ai deschis subiectul ăsta, dacă ar fi să o iei de la capăt, te mai duce la Liceu Adventist? Nu. Nu? Hm. Nu, pentru că mai târziu, vânzând o pe sora mea că și a, a ajuns la vârsta să intre la liceu, părinții mei au dat acolo în oraș. Și n-a -a avut absolut nicio problemă, n-a avut nicio treabă, adică să nu intre puținere. în anturaje, să nu, n-a avut și gândindu-mă la mine cum am fost m-am gândit că era mult mai bine să stau lângă părinții mei și uh, eu cred acum, privind în urmă că este mult mai bine să fii într-o școală să te privească ca și pocăit ai o anumită responsabilitate. Nu pot să fac asta, că îl fac de pe Dumnezeu. A, pe când ești, când ești într-o școală în care toți sunt la fel, nu mai contează așa mult, nu mai ai acea responsabilitate. Foarte interesant ce îmi spui. Să că am avut aici la podcast mai mulți absolvenți și oameni care au avut de-a face cu uh, licee confesionale și erau foarte categorici că nu, aici este direcția pe care ar trebui să mergem. Aș vrea să spun că și eu am făcut o școală de care spui tu, adică liceul, școala, până să merg la a mă pregăti pentru teologie, n-am avut o educație în școli confesionale și împărtășesc ceea ce îmi spui în sensul în care există o responsabilitate în fața profesorilor, există o responsabilitate în fața colegilor care știu identitatea pe care tu o ai și cumva Trăiești cu responsabilitatea. Nu știu cum aș fi făcut dacă, ar fost da. înalt, dacă aș fi fost în altă da. parte. Dar, într-adevăr. Da. Și eu niciodată n-am putut să fiu prefăcută. Adică, dacă sunt. dacă n-am o relație cu Dumnezeu. În liceu să par eu că mă duc la biserică și cânt și mă rog și nu, dacă se vedea în viața mea lucrul ăsta, eram autentică. Așa am fost și așa îmi place să fiu. Ce sunt? Îi sfidai și pe sunt? profesori? Pe unii, da. Și pe uh, pe cei care aveau grijă de noi, pe pedagogii. pedagogi. Da, da, pe pedagogi. Îi mințeam. Uh, odată mi am că am venit pe la 8-9 în Cămii și nu aveam voie și știu că am luat-o pe spate, era în spate un, um, un parc, un parculeț care nu te vedea nimeni, era cameră de, de la vedere la intrarea liceu, dar eu m-am lăsat așa pe vine și am luat-o prin spate să nu mă vadă nimeni. Și cum ai intrat? Că ori erau gratii, erau. Da, erau, dar era poarta deschisă. Era poarta deschisă, am intrat și am prins și ocazia că nu era. Uh, gardian. era un gardian care era pe acolo zi, la zi. Da, să vadă cine vine, cum vine și am prins ocazia când ori era înăuntru ori era plecat, nu știu unde și am prins ocazia asta și nu m-a ajutat de mult, uh, nu m-a ajutat deloc aceste lucruri pe care le-am făcut, v-am spus nu aveam nicio împlinire să mă simt bucuroasă fericită că trăiesc viața adică tu le făceai dar nu erai <gânt> mai împlinită împlinit în da. interior nu mi-a aducea nicio sat, satisfacție chiar nicio satisfacție, doar v-am zis să aveam un stră de conștiință știind că nu sunt cum trebuie înaintea lui Dumnezeu pentru mine conta mult înainte de lucrurile astea să fiu așa cum trebuie înaintea Domnului să fac ce trebuie Dar nu mai aveai curajul să vii la Dumnezeu să te rogi și să-i ceri iertare pentru asta? Te simțeai da. cumva că... Nu mai aveam curajul, da, te atât de vinovat încât ziceai că oricum Dumnezeu nu mai da, te poate eu, privi? Da, eu credeam că atunci îl vedeam pe Dumnezeu ca și un om. Uh -huh. Și mă gândeam că atunci când îi greșești nu mai, nu mai poți să vii, nu mai ai curajul ăla să vii, că nu te mai iartă. Așa mă gândeam, așa vedeam, până să am experiența aceasta mare cu Dumnezeu care am avut-o. Îl vedeam pe Dumnezeu ca un ca Un, un tiran. Dumnezeu dur? Da. Ca un tiran îl vedea. Uh, -a. E cumva, uite acum îmi să te întreb, probabil că tatăl tău va urmări podcastul ăsta. Dar ce să fac, îmi asum, eu te întreb, uh, îl raportai pe Dumnezeu la tatăl tău? Adică în subconștient îl, îl Asemănai cumva că, măi, uite, dacă Dumnezeu știe toate lucrurile astea pe care eu le fac și dacă vine înaintea lui, oricum nu o să mă ierte. Pentru că, uite, și tata, atunci când eu fac ceva rău, mă pedepsește sau se comportă rău cu mine. Și atunci ai pus în subconștient cumva legătura asta, uitându-te acum în urmă, bineînțeles că, da. Cu mintea asta, pe de care. de -a -a. Deci, cumva, noi, ca părinți, ce spui tu, reflectăm. Imaginea, în, imaginea lui Dumnezeu pentru copiii noștri categoric, wow, da. da Foarte și eu mă gândesc mereu la lucrul ăsta ceea ce privește pe copiii mei adică noi putem să le arătăm pe Dumnezeu cum este de copil, poți să-L vezi pe un copil cum este Dumnezeu și el mai târziu o să țină minte lucrul ăsta și așa o să-L perceapă pe Dumnezeu așa cum a văzut la tine mm -hmm. A fost situația, tata nu cunoștea chiar așa bine pe Dumnezeu. A fost un proces și la el, până. Ca până la noi toți, ajuns. categorii. Da, exact, exact. Toți. Procesul ăsta continuă o viață întreagă. Nu exact, putem să spunem da. că am ajuns aici și gata, dar de aici încolo suntem uh, perfecti, exact, nu exact, există da. lucrul ăsta. Eu întrebam doar, așa da. ca un adolescent, cum a fost pentru tine da, perioada așa asta fost. și cum a, a ajuns Dumnezeu să fie așa de, nu știu, un străin pentru tine, de un, da. un, unul foarte apropiat, să devină dintr-o dată un străin. Da. Asta pentru că v-am spus care a fost motivul, și în clasa 12 am ajuns și mai rău. Uh. Uh, da. Adică? Adică făceam tot la fel lucrurile astea, dar eram mult mai obraznică cu cei din jur. Și cu colegii din liceu le vorbeam urât și îi sfidam, îi nu mai vorbeam cu ei uh, normal. Iginiai. Le vorbeam urât, da. Ne vorbeam urât. Știu că. Am mai și furat uneori. Serios? <laughs> da, spre rușinea mea spun lucrul ăsta, dar uh, am făcut și lucrurile acestea. Nu te-a descoperit nimeni. și, Ba da, uh, domnișoara Georgita. Și uh, mi-am inteles că asta ce, spun că m-a chemat luat? la dânsa. Ce o, luat? Mi se pare, nu am luat ceva, am luat uh, o bluză sau o pereche de pantalon, nu mai știu. Uh, dar am zis dorință, fiu plăcută și așa de ceilalți înțelegeam că și prin exterior poți să faci lucruri. ăsta. Tatăl meu nu-mi dădea bani să-mi iau eu ce vreau, adică așa să fac abuz, să-mi cumpăr eu Dar avei sau... ce nevoie. Da, da. Să dătea bani ce pentru -a zis, nevoile. Dumnezeu, da, 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 Dar tu vai și, mai mult. Da, nu, vreau într-un anumit fel să mă îmbrac, să... <hânt> da, și... Știu că m-a chemat la dânsa și a vorbit cu mine. Eu am mințit o bineînțeles. Și ai furat de la cineva, de la un coleg de cameră? De la, un coleg, la o colegă, colegă nu scuze. de cameră? Uh -huh. Nu, de cameră, nu. Păi, și cum te-a descoperit? Nu ai fost curios? <laughs> știu că m-am îmbrăcat cu pantalonii respectiv și m-a văzut fata aceea. Și a spus domnișoare, georgeta. și asta a fost din cauza aceasta și-a dat seama, da, și m-a chemat asta de vorbă cu mine, ce se întâmplă, v-am zis, eu am mințit-o, cred că m-a și crezut dânsa și zic, că am scăpat, eu după ce am vorbit cu dânsa, dar a, ea a fost foarte, a avut foarte multă răbdare cu mine, pot să spun, domnișoara Georgeta și nu numai, și pedagogii și domnul director a avut foarte multă răbdare cu mine, a fost alături de mine și uh, capelanul. Un om Cine extraordinar, uh, Daniel Directorul Directoria director era uh, domnul Mihal Mihalcea, cea, da, și capelan Daniel era Lomcea, Daniel Dulcea. Da. Uh -huh. Un om extraordinar și soția dânsului la fel, niște oameni blânzi, calmi, extraordinari. Dar că ce văd eu acum ar fi trebuit să fie puțin mai uh, mai să se impună mai mult, mai știți? Da. un pic, da, dar nu știu atunci da, da, dacă da, ți-ar fi prins bine. Da. Mă refer că în că general -ai fi pus da. la colț, ai Așa este, da. Privind la mine, da, dar în general, mă mm -hmm. refer în general la. Ceilalți Poate că n-ai mai fi vorbit cinează. atât de frumos despre ei dacă ar fi fost dur da, cu tine. Așa este, așa este, da. Și știu că atunci când s-a produs schimbarea asta, mie... Da, a Dar, apropo, stai, stai cu multul da. un pic. Uh, cu blugea și, mă rog, situația avută i-ai spus fetei respective la un moment dat sau a fost vreun moment în care să-i dai înapoi să? Da, da? da am returnat și nu am mai oh. mi-a fost foarte Ai rușine Da, am avut curaj, wow. da wow. Ți-a dat domnul curajul ăsta? Da, cu toate că nu mă rugam la el dar mi-a dat curaj <laughs> să fac lucrul ăsta Niște lucruri copilărești care cred că în adolescență mulți facem aceste greșeli cu toate că n-ar trebui, mai ales dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu ar trebui să facem lucrurile astea, dar se întâmplă. <hânt> și uh, v-am spus, în a 12-a, când tata a văzut că mă cam scapă de sub control, de sub controlul lui, 11-a, 12-a, dar știu că în a 12-a era, el uh, a început să se apropie de mine cu iubire. Sunat, adică nu cu fermitate da, și duritate, a schimbat. A... Da, a început să vorbească frumos, mă suna, spunea că mă iubește. Zice, te aștept acasă, tată. În weekend put puteam să mergem acasă. Dar eu nu mă duceam, preferam să rămân acolo, în weekend, ca să nu mai mă duc acasă. Și Se nu mă duceam o lună. Da, 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 da. E, e, Evita evitam. Evitam, da, evitam. Și haide, tata, acasă că te așteptăm, te iubești tata. Și eu ceam, da, tată, hai, lasă-mă în pace. <laughs> Da. Și cu mama nu mai zic, nici nu vreau să mai aud de ea. Adică... Dar cred... de, ce, de, ce, de, ce, cu mama era mai, mai dură? Stăm și privind în urmă, nu înțeleg lucrul ăsta. De ce eram așa cu ea înverșunată? Nu știu, credeam că nu mă înțelege, că nu... Diceam că e o străină pentru mine, nu mă interesează de ea, fel de fel de lucruri din acestea. Să știi că eu mi-am luat o la aici, că uite, le crimez, gândindu-mă cumva la, nu știu, trăirile pe care le-au avut ei ca părinți în momentul. Ăla. Da, și eu, după aceea, după ani, gândindu-mă, știu că i-am rănit foarte mult, foarte mult, i-am rănit și nici nu pot să-mi imaginez ce a fost în inima lor, și n-aș vrea niciodată să trec prin ce au trecut ei, gândindu-mă la copiii mei când o să fie mari. Și știu că atunci când mă gândeam, mi-am promis Domnului. Nu vreau să-i mai supăr niciodată, să-i mai îndurerez așa cum i-am îndurerat atunci, în momentele acelea. Cea mai mare durere este ca copilul tău să-ți întoarcă spatele. Ai făcut și... asta? Da. Da. Um, la sfârșitul clasei a 12-a, era în vacanța de primăvară și um, trebuia să merg acasă în vacanță. Și știu că și acum am povestea mama. Mă pregătisem, mă în mâncarea ta preferată, prăjituri ce-ți plăcea ție. Și te așteptam să vii. Și eu v-am spus că aveam o prietenă care era cu doar mai mică ca mine și că am făcut cele mai multe prostii. Și v-am zis, am influențat-o în rău. Și mai târziu mi-am cerut iertare de la ea, pentru că simțeam că trebuie, am învățat-o lucruri rele. Și adică să fie nerespectoasă, să vorbească urât, să nu asculte multe lucruri, să lipsim de la biserică, de la altar, în care lucrurile astea ne hrăneau sufletește. Și uh, ea stătea lângă București, să <coughs> stătea. Și în, în la începutul vacanții de primăvară a zis, haide, nu vrei să vii la mine, dacă nu vrei să te duci acasă, zic, da, hai că vin la tine. Și am închis telefonul și părinții mei mă așteptau acasă, ei nu știau că nu vin. Imaginați-vă. Și m-am dus la ea. Era vineri. Vineri seara... Um, am stat la ea și știu că sâmbătă, părinții mei ne știi nimic de mine, vă dați seama că s-au îngrijorat foarte mult, au sunat la liceu, unde este, ce se întâmplă De ce nu ajunge acasă? Da, da, pedagogii au zis că a plecat, vă dați seama, și-au făcut fel de fel de, poate am pățit ceva, poate, na Și până la urmă au descoperit ei că sunt la prietena Prieten. asta mea, da și au venit după mine și m-au luat. Părinții. Da. Și am zis că nu vreau, nu vreau să vin acasă. Nu vreau, de ce ați venit că nu vreau să vin acasă, dar uh, uh, na, tata, știindu-l pe tata așa mai, Uh, autoritar, până la urmă, n-am -am avut în control și am plecat acasă, dar cu gândul să plec din nou de acasă. Adică eu nu vroiam cu niciun chip să mai stau lângă ei acasă, nu-mi plăcea de ei, nu îmi plăcea, nu vreau să merg la biserică. Am stat, eu nu mai vreau să merg la biserică. Și tata mi-a spus, atâta timp cât stai sub acoperișul casei mele, uh, trebuie să respecti regulile care sunt în casa aceasta. Când o să pleci, e treaba ta și când o să împlinești 18 ani și când spunea când încă ne aveam 18 ani și așteptam să fac 18 ani, zic, când îi faci 18 ani, o să fac tot ce vreau eu. Cu toate când am făcut 18 ani, mi-am dat seama că nu e nicio diferență, nu? Dar așa priveam ca iluzie. și copil, da. Mm. și a trecut vacanța asta de primăvară. În seara aceea cât am stat la prietena mea, am cunoscut un băiat de care îi plăcea. Spunea că îi place foarte mult, mi-a povestit despre el și uh, am făcut cunoștință cu el. Nu prea eram interesată, fiindcă eu eram în, în relații cu băiatul acesta de care v-am spus. în 11-a-12-a am uh, avut legătură cu el și uh, mi-a cerut numărul de telefon. <coughs> Până la urmă i l-am dat și știu că cred că era aprilie-mai tot așa într-un weekend când m-am dus acasă, tatăl meu m-a chemat și mi-a zis, tată, spune ce vrei tu, ce vrei de la viață, de ce ești așa răzvrătită, ce-ți dorești? Și uh, eu țineam foarte mult la acel băiat ca, cu care eram atunci și am spus, uite, vreau să fiu cu băiatul ăsta, tata nu mă lăsa nici să am prieteni. Băieți. Nu îmi dădea voie, da. Nu, a zis până la 18 ani. Foarte cum să zic, așa sinuoasă experiența ta într-un timp extrem de scurt, adică nu se aștepta nimeni la ce ne povestești acum. Da, nici eu nu mă Sincer, și pentru mine am fost o surpriză. neplăcută. plăcută. Și uh, tatăl meu îi cunoștea pe părinții acestui băiat uh, și am fost cu tata și cu mama la casă, am discutat cu părinții, am zis na, să ne prietenim, să discutăm, să ne lase să fim împreună, cu toate că acest băiat nu era serios deloc cu mine, adică nu era ceva mai mult eu Insista alergam și sistem, da, era ceva doar din partea mea. Și um, am fost la el acasă și când am fost părinților, lui a spus că ei nu știau că el vorbește cu mine, ei știau că e cu o altă fată. Adică el în timp ce era cu mine mai era cu o altă fată și Uh, pentru mine a fost uh, ceva de neiertat. Pentru mine atunci și am încheiat relația cu el. N-am mai vrut să mai am de-a face cu el. Și după aceea am început să. Uh, Vorbesc cu acest băiat pe care îl cunoscusem la prietena mea acasă Deși îi plăcea ei de mesaje. ea? Da, eu, mie nu -mi plăcea de el, nu aveam nicio treabă cu el El nu-mi dădea mesaje Și ea n-a fost, fost dezamăgită de... Ba da, era, de am spus spune să mă las în pace, eu nu vroiam Dar tot îmi dădea mesaje, mă suna Și până la urmă am spus că vrea să mă cunoască Să ne întâlnim în București Să ne cunoaștem într-un mall Și am fost cu prietena mea Uh, știu că atunci nu mai aveam BVP <gătări> și am ieșit doar așa o fugă, erau două ore în care puteai să ieși fără nimic, Biletul și bilet, nici bilet, uh nici -huh. și... da, de obicei se făcea de mână un bilet dacă vrei să pleci undeva dacă nu aveai BVP, dar erau două ore în care puteai să pleci fără bilet de voi, da, că nu puteai să te duci prea departe în două ore și am fost, m-am întâlnit cu el, am făcut cunoștință și după aceea în alt weekend prietena asta mi-a zis, haide, mai vii pe la mine, mă, tot mă duceam pe la ea acasă în weekend, fără să știe părinții. Și zic, da, vin. M-am dus la ea, m-am întâlnit cu băiatul acesta, că stătea nu foarte departe, erau vecini. Și am, am, am vorbit cu el, știu că era sâmbătă. Și în loc să mă duc la biserică, mi-amintesc că unchiul meu, Marian, stătea și el în București. Și eu mai mă duceam pe la el în weekend, în sabat, mergeam cu el la biserică și știu că atunci am mințit pe pedagog că o să mă duc la... Să fii la Marian. Da. Și eu m-am dus la ea acasă, la, în loc să mă duc la biserică, m-am dus să mă întâlnesc cu băiatul ăsta. băiatul ăsta și cu prietena mea. Am fost așa mai mulți acolo, ne-am întâlnit, am vorbit, am, toată ziua am stat acolo la ea. Și uh... Uh, a durat o perioadă de vreo două luni cred că cât am vorbit cu el la telefon și uh, eu deja mă săturasem de tot, nu mai nu îmi plăcea nimic la liceu, atmosfera vă dați seama pentru că eu Uh, nu mai eram cu Dumnezeu îl vedeam ca pe un străin nici deci nu mai îmi plăcea să, să stai fac împreună parte cu, din da, da, să cu ceilalți parte. care aveau preocupări exact, de mă simțeam uh, prost lângă ei, chiar dacă nu recunoșteam mă simțeam prost, de nu vroiam și mă mustrea conștiința și vreau să uh, scap de lucrul ăsta de conștiința mea și uh, știu că odată am stat de vorbă cu el într-o zi și mi-a spus, nu vrei să te muți la mine? Nu vrei să vii la mine? să fac bagajele să vin la mine. Cât se erai clasa 12? -a? Da, aveam 19, 19 ani. 19 ani, ok. Și, deci vă spun, deci, nici nu cred că am stat pe gânduri așa de impulsivă și așa fără minte, pot să spun, am fost că nu am stat și o puțin pe gânduri. Nu știu ce era în mintea mea, deci am făcut așa, va toate lucrurile în perioada aceea. Și te-ai mutat Da. Bine, eu căutam. Căutarea asta mea era pe cineva care să mă iubească. Asta căutam eu. Doream pe cineva care să mă iubească să mă aprecieze așa cum sunt. Să știu că mă place așa cum sunt. Da, dar îmi spunea, uite, ești așa, ești așa, ești așa. Știam lucrurile astea, dar doream pe cineva care să mă iubească. Și da, mi-am făcut bagajul, plecat dimineața, cred că era șase, ca să nu mă vadă domnul portar la colegiile mele de cameră, nici nu știau unde mă duc, n-a știut nimeni unde am plecat. Nu bagajul și am plecat la el. Dar tu mai aveai foarte puțin până la bacalaureat, da, până termină. Da, da. Mai erau, cred că, două săptămâni din clasa 12-a. Și trebuia să dau bac. Și m-am mutat la el. Dar eu învățasem. Deci eu, toată clasa 12-a, steam 3-4 ore și învățam pentru bac. Și chiar dacă aveam și lucrurile astea, eu învățam. Adică n-am fost niciodată, n-am avut media mai mică de 8,50 la liceu, niciodată. Și um, mi am luat bagajele, m-am mutat la el, pe urmă, tata, știm unde sunt, vă dați seama că iar nu și-a de mine, iar a început să-și facă griji, să se întrebe unde sunt. Eu nu vroiam uh, să... Practic, eu cred că a fost o răspătire împotriva tatălui meu. Asta din ce văd eu acum nu vrea să-i spun unde sunt nu vrea să mai am nicio legătură cu el și tata a sunat azi că din ce mi-a spus el ulterior, azi că vrea să sune și la poliție să vadă unde sunt, că dacă nu știa de mine, nici din liceu nu știa și până la urmă am înțeles că a vorbit cu prietena asta mea de i-a dat i-a spus unde sunt, da însă știu că era luni luni, cred că era, că trecuse weekendul, hai că weekend, weekend, da, unde ești luni, la școală. Și știu că băiatul la care m-am mutat, adică ulterior care a devenit soțul meu, a spus. Ha, iau, uite, asta nu știa. Așa? Te am aflat o nouă -a. Da. A, a, spus, a, a spus, el a fost mai înțelept ca mine, a spus, măi, stai puțin că nu se poate așa, trebuie să știe tatăl tău de tine, nu putem să... Na, trebuie să știe și el de tine unde ești. Și zic, bine, sună tu și vorbește tu cu el. Eu nu vreau să vorbesc cu el. Și atunci el l-a sunat pe tata. E mai mare și... Silviu decât tine? Nu, este mai mic cu 2 ani. E mai mic? Dar n-am știut. De... Da, la început nu am știut. Eu am crezut că este doar una diferență între noi, fiindcă uh, era clasa 11, era mea 12, la 11 au terminat, se trecea la 12 și el. Și mi-a spus că are 18 ani, dar avea 17. Și, da, și uh, la l-a sunat pe tata, i-a spus unde sunt, să stea liniștit, că nu, nu e nimic... Uh, nu e glumă, nu e, nu e, e un băiat serios că ține la mine lucruri din astea și Tata da, da, a spus ok. A zis bine, dar trebuie să vin și eu să văd, na. Și a, a, peste câtva timp a venit la noi da, să vedem unde stăm. Da, pe... să cu părinții lui? Da, cu mama lui. Cu mama lui? Cu mama lui okay. și cu soțul ei, da. Da, și au, ei n-au zis nimic, au acceptat? Nu, no, nu, a acceptat. Mama lui mm. nu este creștină, dar mm. nu este credincioasă și a fost de acord, n-a avut nimic împotrivă. Mm -hmm. Dar a fost o mare, o, mare, o mare discuție pentru că tata a avut o discuție și cu tatăl prietenei mele Pentru că i-a zis de ce ai primit-o la tine și când am fost atunci prima oară De ce ai primit-o, cum ai putut să primești un copil, na, așa, fără să știe părinții, fără nimic Dar tata văzând că nu are ce să facă, m-a lăsat acolo cu el și până la urmă, cred eu că a spus el: Tată, suportă-ți ale alegerilor tale. N-am ce să-ți mai fac. Dacă tu asta vrei, o să vezi ce se întâmplă. Și nu dau seama că numai la Bac nu mi-a fost mintea. Știu că am dat Bacu. Ai dar reușit că... să termin clasa a doua Da. Și... da. Uh, și ai, ai luat Bacu? Uh, nu, n-am picat la istorie. Mm. Și atunci nu prea mă interesa pe mine dar mai târziu și chiar acum îmi pare rău chiar am fost câteva rânduri în care am vrut să dau din nou la istorie dar dacă nu faci un lucru la timp nu ai bacaloreatul? nu, din păcate deci consecințele rămân da și mi-a părut rău și vă spun chiar îmi pare rău pentru că na este ceva important, vacu. Și oricum, în clasa 12, până se întâmple lucrurile astea, eu aveam mari vise. Spuneam că o să dau la poliție, mă pregăteam, chiar făceam, am făcut pregătirea. Vreau să mă duc la poliție, la Academia de Poliție, dar, na, asta a fost. Planul care Dumnezeu l-avea pentru mine, eu l-am răsturnat. Și Domnul a trebuit să facă alt plan cu viața mea. Ți-a reconfigurat traseul? Da. El avea alt plan, mai, mai da, liniștit, da, da. mai calm. Mai... Da. Dar eu am ales un plan mai resucit. Și am rămas la soțul meu. mi-a aduc aminte că în acea vară am fost la tatăl lui, la, în Moldova. Părinții lui erau despărțiți. Și am fost la el acolo. Am stat trei luni de zile. Și în această perioadă mi-am dat seama ce înseamnă să fii departe de familie. Și cât am trăit la soacra mea, m am spus că nu era credincioasă, ea, sâmbăta, era, la ea, sâmbătă era zi de muncă. Muncă generală în toată casa. s-a da, spălat, curat, mânca, tot, mâncare, tot, tot. Și aveam așa pe suflet când venea sâmbăta că trebuia să o ajut, vă dați seama. Aveam o durere, știam că nu fac ce, ce este bine. Aveam așa o... o mintea mea e, M-a mustrat foarte rău conștiința. Știam că îl rănesc pe Domnul, că suferă din cauza mea. Și uh, îmi părea rău. Și mă gândeam cum pot să fac eu ca să refac relația mea cu Dumnezeu. E începuse conștiința să da, lucreze? Da, dar am lăsat-o și eu atunci. Uh, Cunoscându-l pe soțul meu și văzând că ține la mine, m-am mai liniștit. M-am. toate lucrurile s-au așizat. Și mulțumesc Domnului că s-a așezat așa, pentru că din ce mă cunosc eu atunci cum eram, dacă nu l-aș fi cunoscut pe soțul meu, era mult mai rău. Și poate nu eram aici la dumneavoastră, da? Pentru că puteam să cunosc multe persoane în București, multe anturaje și să trec prin alte lucruri mult mai grele, poate din care nu scăpam niciodată. Și... Cât, a, cât timp am stat în, în Moldova, acolo, și văzând stilul de viață a unui om, a unei familii care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că familia mea era toată și bunica este credincioasă, creștină. Și uh, am trăit într-un mediu creștin. Toată familia mea. Și când am ajuns acolo și am văzut băutură, certuri și multe alelu care sunt în normale, poate, pentru cei lanți, pentru mine au fost, așa, m-am izbit de o realitate. Mi-am dat seama că, de fapt, n-am fost corectă cu familia mea. Și tu, în perioada asta, ai mai ține, mai ține legătura cu ei? Cu ai tăi? Mai vorbi nu, să nu vorbeam nu cu vrei? tata. Mi-aduc aminte okay. că l-am sunat atunci, când eram acolo în Moldova. Și plângând am vorbit cu tata și am zis, tată, mi-e dor de tine, te rog să mă ierți. <laughs> am vorbit cu el și tata zic, chiar exact așa mi-a zis tată, n-am ce să-ți fac, trebuie să suporți consecințele la ce ai făcut, eu nu mai pot să te ajut. Da, dar știi, mi-e dor, ce să-ți fac? N-ai ascultat, n-ai luat nici bacul, ce facem acum, pe ce drum o iei? Și asta, este, trebuie singură să-ți faci propriul drum în viață, pe care l-ai ales. Și chiar spunea tata mai târziu că dacă ar fi fost să termin să dau bacul, ar fi fost pregătit pentru mine, adică unde să mă duc să la facultate, susțină. să da, da, da. Și am zis asta este, dacă tata așa spune, asta trebuie să fac, n-am încotură trebuie să merg înainte. A fost multe momente la început în care am vrut să plec de la soțul meu, însă a fost gândul acesta, ce fac, mă fac de râs, acum... M-am căsătorit cum ar veni, -a? stau la el, nu mai pot să fac nimic. Trebuie să stau aici să suport consecințele. Voi erați căsătoriți legal? Nu. Nu, doar stăteați împreună? Da, și tatăl meu mi-a dat un sfat atunci, mi-a spus du-te la liceu că eram încă botezată și făți scrisoare de retragere, că nu este normal, nu este corect. A, asta vorbim despre a nu mai fi parte din biserica în care tu te botezasi. Da. Să spui, mai, uite, eu am ales un alt drum. Da. Și este mai bine așa Pentru că în Biserica Adventistă trebuie să fii căsător ilegal Ca să poți să fii membru Și uh, Am făcut lucrul acesta Așa zice Biblia, nu numai Biserica Da, da Și uh, știu că mi-era și rușine când Ai fost adus. la liceu și ai spus lucrul ăsta? Da, am dat la o fată care era în comitetul Bisericii I-am dat scrisoare Și am spus să fac asta pentru mine Am rugat-o frumos cred că mă cunoștea tot liceu, nu știu cum am dat seama. Și... V-am zis, mă mustra conștiința pentru că sâmbătă, sâmbăta făceam treabă da, cu... Dar cu de ce te mustra mea? conștiința că sâmbăta îi făceau treabă? Care e problema aici? Ajută-ne să ști... înțelegem un pic. Da, eu știau că, știam că sâmbăta este ziua adevărată de a lui Dumnezeu. Și ziua a șaptea. Că atunci ar trebui să mergi la biserică, să te închin Domnului și nu să-ți faci lucrarea ta. Da, nici plăcerile tale, nici gusturile tale, așa spune în Exod 21. 20. 20, îmi mm -hmm. cer scuze. Și um, m am mostrat atât de tare conștiința. Am avut niște mostrări foarte, foarte mari, deci nu puteam să mai Uh, nu puteam să mai trăiesc cu mustrările astea de conștiință și până la urmă uh, ne știi ce să fac cu mustrările astea de conștiință am vorbit cu uh, Silviu, cu soțul meu și am spus uite ce este uh, tu știi bine că eu am fost la liceu teologic, uh, adventist și uh, eu nu sunt ortodoxă și eu țin sâmbăta eu nu mai pot sâmbăta să fac ce nu trebuie eu nu, nu o să fiu liniștită și în pace, până când nu o să îl urmez pe Dumnezeu. Uh, Mi-a spus, uh, dacă vrei să ai o căsnicie și să trăim așa cum trebuie, împreună, unul cu altul, uh, eu trebuie să îl urmez pe Dumnezeu, să fac ce spune el. Și pentru mine a fost uh, cea, ce m-a uimit, a fost că și el a fost de acord a zis, bine, uite, hai să mergem la biserică, să faci și -o cum este. Serios? A fost de acord, da, să mergem la biserică. Și știu că sâmbăta care urma, ne-am îmbrăcat și am mers la biserică amândoi. Dar soacra mea nu, Ei nu-i convenea deloc lucrul acesta, spunea că ce, că îl îndoctrinez pe băiatul ei, că îi bag prostii în cap, fel de fel de lucruri din acestea. Și știu că mai aveam discuții cu ea, mai aprinse, care spuneam că e, face ce vrea, dacă el vrea poate să vină, adică nu poate să impună ea ce are de făcut. Niciodată nu, nu mi-a plăcut impunerea asta din partea cuiva. Mai ales când am devenit matură și așa, de vârsta de 18 ani, aveam așa o repulsie față de oamenii impunători ori ca ori... Da, nu, nu mai, nu vroiam, nu-mi plăcea lucrul ăsta și vedeam așa, îi... Mă, da, 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 Voi nu vreau să am de-a face cu ei. Okay. Și până la urmă, vânzând că are ce face, soacra mea n-a mai zis nimica. A fost multe încercări de a le ei, de a ne despărți. Voi v-ați căsătorit la un moment dat și legal? Categoric a trecut un an așa cât am stat necăsătorit și tot așa conștiința mea ă, lucra știam ce e bine și ce nu și am zis, uite ce trebuie să ne căsătorim legal în fața lui Dumnezeu să fim și noi cum trebuie, i-am explicat soțul meu și a fost de acord eram și însărcinată, oricum și trebuia să facem și lucrul ăsta că copilul când îl nășteam trebuia să fie pe numele lui și am, ne-am căsătorit, știu că la cununie a venit părinții mei, am făcut acolo, un curte, ceva mic, între noi. Pentru voi. Da, restrâns și uh, tatăl meu când a venit atunci la cununie știu că steam de vorbă cu el și mi-a zis, mi-aș dori să fiți mai aproape de mine, să fii mai aproape da, <laughs> și eu îmi doream foarte mult lucrul ăsta pentru că pentru că îmi părea rău de cum am comportat față de ei și a zis tata, mai vorbim despre asta, doar a zis atât că ar vrea să fim lângă ei și s-a întâmplat că soțul meu a avut o discuție cu mama lui, nu prea se înțelegeau și aveam niște bani puși deoparte și el a spus, vreau să ne mutăm, nu mai vreau să stau aici. Așa frumos a aranjat domnul lucrurile, dar asta spun că poate dacă stăteam la soacra mea, nu știu dacă mai eram împreună acum cu soțul meu. A spus, zicea tatăl al tău că vrea să mergem acolo în Ploiești, că are el, că a spus dacă vrei să veniți, vă găsesc eu cu chirie undeva Și l-am sunat, am vorbit cu el, a zis da, cum să nu tată, uite am găsit veniți aici, ne-am dus, ne-am și mutat El nu avea servici, nu avea nimic, mai lucra, mai lucra la un vecin la, un, la o tâmplărie era ucenic, era da, câți ani avea, 18 ani și ce am admirat la el a fost mereu că a fost un băiat muncitor soțul meu, adică a avut lipsuri cât a fost mic și a învățat lucrul ăsta că trebuie să muncească ca să, să aibă, compenseze. Da, să compenseze și copilul lui să nu treacă prin ce a trecut de lipsurile care le-a avut și am venit în ploiești, știu că nu aveam de niciunele și ne-am pus pe genunchi amândoi și ne-am rugat. Și am spus, Doamne, ajută-ne tu, tu știi că avem nevoie de o mașină de spălat. Se născuse vreun copil? Se născuse băiețelul? Încă nu. nu? nu. Eram era în șapte luni și jumătate de sarcină. Și am spus, tu și că avem nevoie de o mașină de spălat, că mi-era greu să spăl de mână sarcinatul. Și de un frigider. De luat de muncă pentru Silviu te rog să ne ajuți tu, Doamne. Și vă spun, deci eu n-am pământ așa ceva, după șase zile soțul meu și-a găsit de muncă. Șase zile de când ne-am mutat aici în Ploiești. După câteva zile, un frate de credință mai în vârstă a avut un frigider care n-avea ce face, i-a spus tatăl meu, tatăl meu mi-a spus mie și ni l-a donat nouă și cu mașina de spălat tot la fel, tot la fel. aveam câțiva bănuți puși deoparte și am găsit foarte ieftină și această mașină de spălat, astfel încât în nicio lună de zile aveam tot ce ne trebuia. Mm, și ce ne trebuia cel mai mult familia noastră, familia mea care era alături de mine, cu care îmi doream să refac relația. Și uh, iubesc foarte mult și le mulțumesc și o să le mulțumesc toată viața mea că nu m-au respins și m-au primit înapoi Fica risipitoare da. nu știu, uite, să Eu să știi că n-am mai plâns de mult Așa la, la podcast Am avut mai multe episoade În care am plâns Dar în ocazia asta chiar uh, Să știi că mai am șervețele am, am Dacă ai nevoie Da, da. Uh, în ocazia asta Nu știu, m-am pus foarte tare În postura tatălui tău De ce? Pentru că tu l-ai zugrăvit la un moment dat un, ca un tip foarte dur sau de extrem dur. Uh, poate am folosit prea mult. Uh, un om uh, care a Autorita, pus reguli, da. care avea da. și acum mai dus într-o altă zonă, adică un alt om un alt fel de a privi lucrurile. Un om care a fost gata să ierte și care a lăsat deoparte și... Da, eu cred că și în tatăl meu atunci s-a produs o schimbare. Tatăl meu acum nu mai este persoana care era atunci când eram eu copil. Tatăl meu este o altă persoană și privesc la el ca un model, să știți. Adică privesc cu admirație de credincios adevărat și îmi doresc să fiu și eu, și eu așa cum este el. Relația care are cu Dumnezeu. Pot să spun că este un credincios autentic, adevărat. Adică am de învățat când mă uit la el și la relația lui cu Dumnezeu, am ce învăța. Și îmi doresc să fiu și eu ca el, credeți-mă, când îl văd cum este față de Dumnezeu. Și da, de atunci m-am început să văd pe tatăl meu că este altfel. Pentru mine am prins așa încredere să mă apropii de el. Să... Mi-a dat acea încredere, siguranță. A fost lângă noi, la cele mai mici nevoi, când ne-am mutat în oraș, a fost lângă noi. Și el și mama a fost lângă noi acolo, chiar dacă am avut problemele care le-am avut cu ei înainte. Și Dar nu trecuse mult timp, nu? De când ai fost tu răzvrătit așa până la momentul una ăsta. Aproximativ până la jumate doi, Uf, cam așa, da. Și în perioada aceasta, o să mă întorc puțin în urmă, da. o să spun când stăteam la soacra mea, m-am angajat. M-am angajat cu 12 clase, m-am angajat la o piață, vineam cartofi și ceapă cu 12 clase, da. Și Trebuia să câștigi de undeva da, ceva Păi m-am angajat pentru că uh, Nu vreau să zic că soacra mea Că stăm pe, pe banii ei banii. Banii, da, da. Și uh, Acolo unde lucram uh, Stăteam așa ca pe o scară Era un palet mai înalt Și știu că într-o seară Mă grăbeam să plec acasă Și uh, Am călcat într-o parte și am căzut După paletul acela am căzut în jos Doar într-o parte mi s-a dus piciorul și n-am băgat în seamă durerea mi se umflase la genunchi. Știu că o săptămână două am stat cu genunchi umflat așa. Și uh, zic aia, nu e nimica, Mama mă suna, îmi spunea, du-te și fă o radiografie că ceva este acolo de ți s a umflat. Dar eu mă gândeam, ce o să zic că soacra mea că, de că unde sunt bani? De leneșe, eu nu mă duc la muncă, stau pe banii ei. Nu, n-am, și... da, da, n-am vrut să fac nicio radiografie, n-am vrut să fac. Am stat așa după două săptămâni piciorul și a revenit, nu mai aveam probleme cu el. Însă mai târziu când am rămas sărcinată și a început să fie greutatea pe piciorul la 6-7 luni de sarcină, mergeam pe stradă și cădeam într-o parte cu piciorul, cădeam Adică dată. îți, uh, mi se, se muia, piciorul, piciorul, și okay. cădeam într-o parte, da, cu el. Și mă gândeam, mă, dar ce-o fi? Nu mă gândeam că ceva grav sau... Mă gândeam că fi o întorsă, ceva, mă gândeam ori de la greutate, mă gândeam că e burta mare și am dus așa până când am născut băiețelul, până la dou avea două luni băiețelul meu, două luni jumate, știu că am căzut în baie, tot așa, dintr-o dată, deci nu mă alergam, nu făceam niciun efort, nu făceam absolut nimic și cădeam pe picior. Am căzut în baie pe picior și știu că mă durea, mi se umplease puțin și l-am sunat pe tata și am spus, tată, iar am căzut, și ea a zis, tata, ia fi atentă că nu este de joacă. Uh, uite, vin la tine acum, să teamă, nu stăteam departe, vă dați seama, Să tea mai la ieșire din oraș. am stat, era puțin vreo sferă de oră cu mașina. Și zi, uite, vin la tine, uh, rămâne mai ta cu băiatul și mergem la spital amândoi, la urgențe, să vedem ce se întâmplă, că nu e, nu e normal. Ai vreo luxație, ai ceva, ceva se întâmplă. Și așa am făcut. Am fost cu el la spital era seară, vineri seara era și ne-am dus acolo la urgențe mă durea piciorul, v-am spus ceva nu rău să zici că îl rupsesem sau, dar nu mă durea, aveam o durere și mi-a făcut o radiografie domnul ortoped și ne-a chemat la dânsul în cabinet și s-a uitat așa la noi cu o gravitate, așa s-a uitat la noi și a zis, măi fată, tu ai mai făcut vreodată o radiografie la piciorul ăsta? Eu m-am uitat la tata, tata la mine și am zis nu. Și că, păi, tu ai ceva mult mai grav aici. Nu ai doar o întorsă sau o ruptură aici, e ceva mult mai grav decât. Tu ai aici o tumoră. Deci, și pentru mine, vă spun, a fost ceva. Sim Simțeam că visez. Câte nevei? 21. 21 de. Ani. Da. Uh, parcă visam, nu credeam că e adevărat ce îmi spune medicul acesta tata se schimbase la față și el. Imaginați-vă. Și zicem că nu știm ce fel de tumoră este, este o fisură în care s-a format tumoră. O fisură în os? Da. În care s-a format o tumoră. Da, atunci când wow. am căzut pe picior și n-am fost să fac radiografie, n-am ascultat. Consecințele au rămas. Și uh, a spus: "Uite, trebuie să te duci la un profesor-doctor la București, la foișoră de foc, să faci o biopsie, să vedem ce natură este tumora aceasta. Am vorbit cu tatăl meu, soțul meu era la muncă, trebuia să se ducă la muncă, nu putea lipsi. Și tatăl meu a spus, cu toate că și el avea muncă, dar el a spus, nu poți să te las, trebuie să faci cumva, lasă-l pe Silviu să se ducă la muncă, că mergem noi cu tine, cu mai ta că alăptam atunci și trebuia să mergi și cu băiețelul. Și uh, am fost cu mama și cu tata, am plecat, am făcut programare la București, mi-a aminte, tot, tata mi-a făcut programarea, dar să zic că a fost lângă mie... No, cum îi cheamă pe tata tău? Iuliana. Iuliana. Și pe mama ta? Mariana. Mariana. Uf, da. Și au fost un mare sprijin pentru mine în momentele astea, cele mai grele. Dar, între... și Dumnezeu. Dar încă nu aveam relația aia cu Dumnezeu, v-am spus. Eu tot îl vedeam așa dur, ca abia așteaptă să te pedepsească. Nu aveam acea întâlnire cu Domnul Hristos. Și îl vedeam acolo, așa. Că... E undeva. Da, da. Te-ai dus la foișor? da, am fost la făișor m-a zis că trebuie să mă interneze i-am explicat, am copil mic, nu pot până la urmă a trebuit să rămână acolo 3-4 zile o săptămână grea pentru că am investigații stat. da, și mama a rămas ea cu băiețelul acasă a fost o perioadă mai grea am spus că și-a a fost foarte greu pentru mine în spital Uf, și m-au ținut 3 zile după aceea mi-am făcut biopsia și a, deci atunci pentru mine a fost o perioadă îngrozitoare, adică aveam niște stări de panică pentru că nu știam ce înseamnă uh, rahie, uh, anestezia. anestezia. Da, rahie, anestezie, nu știam cum adică să nu mai simt picioarele. Era ceva pentru mine, ireal cum se poate asta, cum. Și am făcut cunoștință și cu asta atunci. <laughs> uh în sfârșit, mi s-a luat probe să vadă ce fel de așa de, de tumoră este și trei săptămâni trebuia să așteptăm rezultatele mm. și trei săptămâni am stat cu piciorul în gips, trei săptămâni. Atunci a fost uh, o perioadă în care am înțeles cât de greu este să depinzi de ceilalți, să nu poți să să mergi la baie singur, să nu poți să, nu, nu aveam voie să-l pun în pământ deloc, uh, să nu poți să să te îmbraci, să ții un pantalon pe Mai tine. Mai ales că singur. de tine depindea și cel mic. Da, exact, exact. Mama a fost, ea m-a cu lucrul ăsta. Și mulțumesc Domnului pentru ea. Și ea a fost lângă mine, și tata, și Dumnezeu, și soțul meu era și el normal. Și bunica mea a fost lângă mine și ea. E, am trecut cu toții prin. nu pot să zic că am trecut singură prin chestia asta cu tumora, ce am trecut cu toți în familie și m-a ajutat mult lucrul ăsta. Dar eu uneori mă gândesc cum unii care nu au familie și trec prin boli și canceri și cum pot să treacă singuri fără să avem un sprijin. Dumnezeu, într-adevăr, dar te aștepta foarte mult să ai o familie, ceva, un părinte care e lângă tine. Și um, am așteptat biopsia, ne-am rugat la Dumnezeu, știu, atunci când m-a rugat tata, s-a rugat foarte mult și domnul doctor ne-a spus că nu este canceroasă, că nu este așa grav, că putem să stăm liniștiți, să mai stăm așa. Și noi ne-am luat pe el, a zis că e doctor, știe ce spune, profesor doctor. Și am mai stat așa cu piciorul. Am mai stat 3, 3 ani 3 ani de trei fără... ani, fără, fără să mai fac nimic la el. în, în Dar timp. început să-l să pui să mergi în el? și? Da, după trei săptămâni mi-a scos gipsul, mi-a scos firele de la operație și am început să calc încet pe el, și pe urmă mi-am revenit okay. cu mersul. Ce vreau să spun, când avea băiețelul, după aceea, în jur de un an, după acest lucru cu tumora, am făcut ca o depresie postnatală și aveam niște stări de panică foarte mari. Îmi creștea tensiunea la 16, chemam ambulanța mereu. Eu n-am avut niciodată, nu cunoscusem panica asta, anxietatea, nu știam ce este și mă întrebam ce se întâmplă cu mine, de mi așa frică. Pur și simplu să stăteam într-un colț, în pat, într-un colț și nu, nu puteam, eram paralizat, nu puteam să mai fac nimic. Mi-era frică că mor. Din orice lucru mi-era frică că mor. Da, deci nu puteam și de băiețel, v-am spus, m-a foarte mult mama că îl mai lăsam la ea. Nu puteam, deci stăteam uh, așa într-un loc și nu puteam să fac nimic. Nici și treburile care le făceam înainte, nu, nu puteam, nu puteam. Aveam această teamă în mine și frică. De moarte. Da, de moarte. Și atunci am zis că trebuie să cer iertare de la Dumnezeu. M am stat și am analizat de ce am panica asta, ce se întâmplă, de ce mi-e frică și am înțeles că dacă Dumnezeu ar fi lângă mine și ar fi prieten cu mine și ar fi, aș fi lângă el n-aș avea teama asta și am înțeles că din cauza duhurilor ele sunt în panica și în frica care sunt două luni de zile nu am dormit nicio noapte nu puteam să închid ochii, nu puteam să dorm. Cum mă puneam pe pernă, mă lua așa o, o teamă și nu găseam acea, acel, acea liniște să mă pot să mă odihnesc noaptea. Nu puteam să dorm, nici nu mâncam, ajunsesem că aveam 50 de kilograme. Eram foarte slabă, foarte slabă, nu mâncam nimic, nu, nu dormeam, alăptam, eram terminată. Și Um, știu că veneau medici pe ambulanță și îmi spuneam, ui, fată, tu nu ai nimic, ești sănătoasă, gândește la copilul ăsta pe care, care l ai, la soțul tău, trebuie să fii sănătoasă, soțul meu sărac încerca și el să mă ajute cu ce poate, să fie lângă mine. Uf, și îmi um, spunea un medic care a venit pe ambulanță, a, stai liniștită că zăiau niște sanax și îți revii imediat. Ei 10 zile, uite, 10 zile și îți revii. Nu, nu vroiam să iau medicamente. Eu știam că nu medicamentele mă ajută să-mi revin. Eram conștientă de ce se întâmplă în mine. Să știți că multe cauze ale depresiei și ale anxietății, de fapt, sunt în noi. Nu contest că sunt și alte cauze, dar depărtarea de Dumnezeu îți aduce lucrurile acestea aproape de tine. Depresia Pentru că și ea anxietatea. Nu mai ai liniște, da. nu mai ai speranță. Dumnezeu este cel care te echilibrează, spui tu. Da, exact. Și doar lângă el. Mai poți ales dacă să... există și o parte vinovăție. Da, nu? da, dar ești conștient că doar lângă el poți să fii în pace și în liniște și să nu ai nicio îngrijorare. Și orice ung... Am observat că și lumea ziua de astăzi uh, începe să înțeleagă lucrurile astea mai mai profund ca altă dată că dacă nu ești lângă Dumnezeu, uh, automat ești de partea cealaltă și. Pacea și liniștea adevărată este doar lângă El, lângă Dumnezeu. Și eu atunci am început să mă rog la Dumnezeu serios, când am avut problema asta. Mă simțeam că sunt într-o într-o bulă, așa, din care nu o să-mi revin niciodată. Ca așa, așa o să fie viața mea, cu aceste stări. <hî>. Și m-am dus la medicul de familie, știu că i-am zis, dați-mi ceva, faceți-mi ceva, că nu știu ce să fac, ce se întâmplă cu mine un medic de familie care mă cunoștea încă de copil am fost la el și mă cunoștea și a spus, măi Rebecca, tu nu ai nimic, tu uh, ai, ai căzut într-o pasă și trebuie să-ți revii, așteaptă, liniștește-te că o să-ți revii și v-am zis, am luat, cred că de două ori am luat niște pastile care să mă ajute să dorm, și când am văzut că mă că eram o drogată, am zis nu mai le iau niciodată, nu nu mi place nu să Nu asta e le... soluția. Da, da. Și am zis singura soluție la Dumnezeu, am început să mă rog, să strig la ei și am zis, Doamne, dacă tu o să mă scap din această pas în care sunt în această încercare care sunt, practic era o încercare în aceste stări, dacă mă vei ajuta să nu le mai am, îți promit că o să încep să să fiu pe placul tău, să am o viață așa cum îți dorești tu. <gătă> Între timp voi vă reboteza sărăți? Sau tu nu. te reboteza nu, 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 okay. încă nu. Și după două luni de zile știu că mi-a spus cineva mai luam magneziu, magnebeșase. magne 6 Asta te ajută să, să nu mai fii așa, să nu mai aveți lucruri rău, să nu mai plângi, să nu mai fi trist. Astea le luam și știu că am găsit niște pastile peritol, se numesc, care te ajută să dormi. Deci eu dacă nu dormise de două ori, învăț, da seama. Și am luat decât o pastilă, am luat jumătate, odată, jumătate, odată și știu că mi-a revenit atunci cu somnul. Și am fost conștientă că Domnul m-a ajutat, că alții trebuie să ia pastile, să ia ca să-și revină. Fel de fel de tratamente, poate chiar să fie internați ca să scape de. Deci, sunt niște stări atât de îngrozitoare. Știu că trec foarte mulți oameni prin aceste. Foarte stări, mulți. Da? Este adevărat. Depresia, anxietatea sunt bolile securului. Și am început să mă rog, am început să studiez, am început să-mi relația mea cu Dumnezeu pe care am avut-o înainte și am înțeles că doar. Dumnezeu este cheia rezolvării problemelor din viața mea. Și ai depășit da, mulțumesc Domnului că am depășit acea perioadă. N-am mai avut o de... să vă spun 8 ani uh, uh, au ani. mai revenit, au mai revenit din din nu, din nu, dar n-au mai fost în intensitatea care au fost atunci. Eu ori de câte ori uh, am avut uh, cum să spun m-am depărtat de Dumnezeu m-au cuprins aceste Dar temeli. cum îți explici asta? E ca o pedeapsă a lui Dumnezeu să e pur și simplu pentru că tu te depărtezi, te duci în altă parte și acolo așa e viața? Da, eu așa văd, că Dumnezeu este pace și liniște, da? Și atunci când te depărtezi de această sursă care este Domnul, automat te depărtezi de aceste stări și nu mai le ai. Așa și... e viața reală, știi? Exact. Apropo de ce spuneai tu, că <laughs> da, vreau să o cunosc, viața, viața în adolescență. Da, da. și eu aici mi-am găsit pacea și liniștea lângă Dumnezeu și fericirea adevărată, doar cu El. Și Domnul mi-a condus viața. V-am zis cu toate că uneori am mai luat eu pe unele ocolișe. Ai vrut să faci tu traseu da. altfel. Și după ce am trecut de acest episod cu depresia aceasta postnatală, că a fost o depresie postnatală în spate, știu că am rămas însărcinată cu fetița a doua uh, mă angajasem între timp, îl dăsesem pe băiețel meu la o creșă și mă angajasem și eu am zis să nu stau în casă, că nu e bine să mă duc la lucru, de ce să stau în casă? Și au fost câteva luni în care am lucrat și știu că într-o dimineață când mă duceam la muncă am căzut pe scări, mi s-a dus tot așa, picior. nu mai era multe scări, dar mi s-a, de mult mai mi se dusese piciorul într-o parte <sus> și Iarăși am căzut atunci mi s-a umflat foarte rău genunchiul eram și sărcinată, greutatea probabil a cauzat și n-am mai putut să lucrez mi s-a umflat foarte rău da genunchiul. atunci tu, prima dată tot când sarcinată erai da și da, acum, da, din da. Nou. da da okay. da am înțeles că hormonii din sarcină au afectat mai mult mi se să avem ca un ca mărimea unui măr Tumor? Mediu, da. în Aici, într-o parte, la genunchi. Ah, ieșise afară, deja. De, Dar okay. îmi pare rău că nu mai am pozi cu tumora, am decât după operație. Și nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Uh, mergeam foarte greu, nu puteam să, să fac treburile care le-am de făcut pentru că mă incomoda foarte mult tumora. Și noaptea aveam... O, la călduri, aveam și transpirații care avea tot din le aveam tot din cauza la această tumoră și era incomodant, incomodantă pentru mine. Incomodă. Incomodă, așa. După aceea am rămas acasă, știu că în ziua când am căzut a venit tata și mama la mine, m-a văzut, s-a spărat rău, tata, of, ce facem acum? El a încercat prin tot felul de tratamente naturiste și eu, am pus uh, foi de varză uh, cu untul pământului fel de fel de creme, de unguinte am încercat, am zis că poate se trage tumora, noi nu eram conștienți de ce de e acolo. Da, de gravitate, am zis că totuși poate scap fără operație, dacă doctorul acela că nu e așa grav noi ne-am culcat pe urechea dreaptă și scumii și uh, după ce am născut o pe fetiță văzând că devine așa mare tumora la patru luni, cred că 3-4 luni după ce am născut-o am zis hai să mergem să facem o, totuși un control să vedem ce se mai întâmplă aici că nu e normal și am venit la București la foișorul de foc era un domn doctor mi-a mi făcut radiografiile și după aceea mergeam în cabinet să le vadă, să le, să le discutăm când a văzut ce este acolo a zis nu mă bag nu, nu, e prea mare problema asta pentru mine E prea grav, nu pot să intervin. O să-l chem pe un alt doctor care ia uh, cele, mai grabe, mai grele. cele mai grave cele mai cazuri. cazuri. A venit acest domn doctor, uh, ci și aș niciodată, nu voi uita numele acestui medic, și mi-a zis, mai fată, de ce ai stat atâția ani cu această tumoră? I-am explicat, am venit, am făcut biopsie, mi s-a spus așa a zis foarte rău că ai stat. Sunt 80% șanse să-ți pierzi piciorul. Mă da seama, pentru mine și pentru soțul meu a fost devastator. Da, da. Și știu că uh, am uitat să menționez că atunci când mergeam, am lăsat copiii cu mama, cu tata, și în timp ce mergeam spre uh, spital, spre București, am deschis Biblia și am zis, Doamne, vorbește-mi tu. Poate că nu credeți în asta, deschide Biblia și, dar. Uh, pe mine m-a ajutat lucrurile astea și am crezut că sunt direct de la Dumnezeu venite. Și am deschis în Isaia 54 cu 10 poți să se mute munții, poți să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. La ai învățat pe de Cu siguranță mi-a marcat viața acest și m-a încurajat când am avut când am avut problema aceasta, când am stat în spital, el m-a ajutat să merg în continuare acest verset. Mereu mi-l aminteam și atunci am luat cam pe o încurajare de la Domnul și a rămas în mintea mea și după ce mi-a spus că sunt 80% șanse când am ieșit din cabine de la dânsul, a zis nu mai poți să te las mai mult de 2-3 luni. Zic că alăptez, am fetiță mică, nu, nu se mai poate, dacă mai lași așa ți se rupe piciorul, a spus toată tibia ta este plină de tumoră, doar o coajă, o coajă așa mai a rămas os. fără să fie din os. O din os. O coajă din os a mai rămas, Fără da, să margine. nu aibă tumoră în el. Și problema mai mi-a spus, s-ar putea ca tumora să... Um, să, înconjoare și nervul acesta care e un nerv și da, nu putem, nu avem ce să facem decât să stăm în piciorul dacă înconjoară noi nu vedem, vedem așa la remenel, la ceteci, mi-a făcut cete Uh, lucruri dar care când o să intrăm atunci o să exact, vedem exact, exact ce se da, întâmplă da, da, da. lucruri care le-am învățat cete și remenii care nu doresc nimănui să le învețe <laughs> și uh, un om extraordinar înțelegător ne-a explicat uh, ne-a ne spus aveți bani să faceți remenie, adică un om extraordinar cum ai zis că-l cheamă? Răzvan, uh, Răzvan Cişmașiu Poate au nevoie ortoped, și alții. Da, un ortoped de extraordinar. De la Spitalul Foișorul de, de Foc. Da, este foarte căutat. Și uh, simțeam că lumea se învârte cu mine, credeți-mă. Am ieșit din cabinet și am, am plâns, am plâns atât de mult. Uh, așa mă descarc eu când sunt încărcată cu... Da, uite că tu acum da. n-ai plâns deloc. Lucrurile astea le știu. Sunt ale tale, nu? Da, sunt ale mele și m-am obișnuit cu ele. și am plus foarte mult atunci. Soțul meu era în lețări de mine. A zis, lasă că o să trecem și peste asta, o să fie bine. Când am mers acasă, le-am spus și părinților vestea aceasta, vă da seama că nici ei n au fost bucuroși. Domnul doctor a zis, rămâne așa, mă sun peste două luni și discutăm. Mi-a dat numărul dânsului. Uh, au trecut două luni groaznice pentru mine. Uh, mă trezeam noaptea și mă inima atât de tare, uh, foarte tare, deci și mă puneam pe genunchi. Și ziceam, Doamne, te rog frumos ai milă de mine. Ai milă de mine, știu că nu merit, știu că sunt consecințele la ceea ce am făcut eu dar te rog să ai milă de mine și când mă rugam mă linișteam de asta zic că e liniștea mea Domnul este liniștea mea El mi-a adus pacea și liniștea în viața mea și știu că v-am zis, am zis sunt 80% șanse să, să rămâi picior. fără picior zic ce mă fac fără picior cu doi copii mici știu că într-o noapte mi-aduc aminte atât de mult mai a iubit Domnul într-o noapte am visat că pur și simplu am visat că eram pe un pat de spital și medicul uh, umbla la piciorul meu, eu dormeam, nu simțeam nimic și când m-am dat jos din patul acela m-am uitat la ambele picioarele și erau la fel. Și a rămas în mintea mea uh, visul ăsta și am zis totuși există o speranță, să rămân cu picior. Cu toate că nu eram 100% sigură. Chiar dacă domnul mi-a dat visul ăsta așa, exact când trebuie. Și au trecut lunile acestea două. Ai uh, mers la operație. Uh, până acolo a fost că uh, tot neamâna, domnul doctor, sunam. Trebuie să vin la operație, nu trebuie, mai așteaptă, mai așteaptă, că trebuie să se renoveze spitalul, uh, sala de operație și... Uh, trebuie să facem operația într-o sală nouă, care are echipament nou, pentru că nu n avem nicio șansă cu echipamentul acesta vechi. Și am așteptat, am fost de trei ore. am fost cu soțul meu și cu tatăl meu pregătită cu bagaj, cu tot, ca să mă internez și de trei ori m-a refuzat domnul doctor. Și nu înțelegeam de ce, doamne, ajunsesem în punctul ăla în care spuneam fie ce-o fi, rămân cu picior, fără picior, doamne, să scap mai repede de chinul ăsta, este un, înaintea unei operații, să aștepți operații, este foarte greu și până la urmă înainte să mă duc ultima oară știu că rugat și că m-am rugat Doamne, dacă e voia ta să rămân fără picior și tu știi că o să-mi cresc copiii, nu o să fac depresii sau alte lucruri și pot să merg înainte în viață fără un picior, facă-se voia ta. Ai avut curajul ăsta. Da, așa am spus. Ia zis, dacă tu știi că nu fac față, atunci facă-se voia ta. Că știi, deci niciodată nu am întrebat pe Dumnezeu de ce, Doamne, trec prin asta pentru că știam foarte bine că era consecința alegerilor mele. Și după aceea m-a sunat domnul doctor cu o săptămână înainte să mă duc să mă operez, a zis, uite, am, am uh, fixat data, trebuia să ajungă și o trusă de, uh, de scule pentru operație, ce trebuia uh, din altă țară, din Suedia, nu mai știu, și trebuia să adune și o echipă, vă dați seama, de vreo nouă doctori, au fost neurochirurgi, au fost uh, chiruși plasticieni care mi-au refăcut vasele de sânge, Adică a fost. O operație foarte complexă. Foarte complexă. Și a spus. Cât timp a durat operația? O să ajung să vă spun imediat. Și cu o săptămână înainte mi-a spus că trebuie eu persoane care să doneze sânge, da. Și mă gândeam cine să doneze sânge pentru mine, că nu prea cunoșteam așa lume. Am zis, hai, donează tata, soțul meu, mama nu putea că alăpta și ea în acel timp. Da, da, da. L-am sunat pe unchiul meu Marian, care stătea aici în București și el era la micus. M-am gândit să-l întreb și pe el, poate. Poate să doneze el pentru mine. Eu nu știam. Uh, de campanie, atunci, exact atunci, în acea săptămână a fost uh, o campanie de donare de sânge. Picătura de viață? Da? Serio? Care da, dumneavoastră, dumneavoastră a fost atunci și au fost foarte mulți tineri, au fost așa peste care au donat pentru, pentru, mine, pe numele meu. Și eu am văzut wow. lucrul ăsta tot de la Dumnezeu a fost. Eu așa am văzut atunci și că Domnul a lucrat. Și după aceea m am dus... N-a mai venit tata cu mine, doar eu cu soțul meu am plecat atunci la... să mă internez. Ne-a rugat cu toții înainte toată familia. Am zis, Domne, facă-se voia ta, <coughs> și m-am dus la recepție acolo cu soțul și doamna recepționistă mi-a zis un, un lucru, mi-a zis uh, uh, unde sunteți la doctor Cismașiu? și ah, eu am un doctor extraordinar, el dacă ia o, uh, un, o caz? Un, un, caz. un dar îl duce până la bun sfârșit și pentru mine a fost o încurajare. Apoi m-am dus în salon mai eram cu trei băbuțe, <coughs> trei doamne în vârstă și M-am așezat acolo pe pat, am scos Biblia și am început să citesc din ea. Și în timp ce citeam din Biblia a venit o doamnă asistentă care, eu am mai stat două săptămâni după aceea în spital, după operație, n-am mai văzut-o niciodată, a fost singura dată care, în care am văzut-o și mi-a spus um, ce citești? Zic că Biblia, zice să stai liniștită, să știi că Dumnezeu este lângă tine și nu te va lăsa, te va ajuta în, ce, în problema care o ai și -o să fii biruitoare, o să iasă cu bine operația. M-am uitat așa la ea, vă spun sincer, nu, nici astăzi, nu știu, tot de la domnul a fost coincidență sau nu, nu există coincidență, eu nu cred în coincidențe, că mi-a spus lucrurile acestea. Da. Și a fost o încurajare pentru mine. am început să vorbesc cu doamnele din salon, că așa este când te duci la spital, încep să discuți. Am început să vorbim, să le vorbesc despre Dumnezeu la doamnele acelea, încercam să le ajut cu tot ce puteam. Și apoi m-am dus să fac o radiografie, la radiografie acolo jos, era într-o sală de jos, salonul era la etaj, m-am întâlnit cu o doamnă în vârstă tot așa bătrână care uh, era așa tot pe, pentru operație, uh, dar era teamă Era și am început să vorbesc cu ea de, tot despre Dumnezeu și ea mi-a povestit că părinții ei au fost adventiști și am găsit ocazia să vorbesc cu ea, am găsit un punct comun să vorbesc cu ea despre Dumnezeu. M-am dus la dânsa în salon, am cântat cu ea și aducea aminte de cântările care le cântam și zicea, mi-aduc aminte că și părinții mei cântau, da? Și era doamne care fusese operate la dânsa în salon și le cântam la doamnele acelea, abia și sără din operație, m-a rugat cu ea, am vorbit de Dumnezeu și nu cred că Domnul m-a trimis degeaba acolo la fel cu doamne din salonul meu v-am spus, le-am spus despre Dumnezeu și a venit domnul doctor înainte de operație și că m-a desenat cu un marker unde făcea incizile și zic că au sunt desenat <laughs> mă desenat cu markerul <laughs> în spirit de glumă ca să mai da, să ne gândim mai la operație, eram cea mai tânără pacientă din spital aveam uh, 23 de ani și vă spun că m-au vizitat chiar m-a vizitat și o colegă din liceu mi-a cu care mai mă înțelegeam cu soțul ei mi-a adus o biblie nouă aveam o biblie ca vechi și ea lucra la editura a și sănătate și mi-a adus o biblie nouă nouță și m-au vizitat a venit unchiul meu a, bunica mea știu că m-a sunat m-am rugat cu ei și cu o seară înaintea operației aveam așa o Emoție, dar nu că mi-era frică. Vă spun, nu aveam niciun pic de teamă. Tatăl meu și mama mea au sunat pe toți care îi cunoștea de la mai multe biserici și biserica din care uh, făceam parte să se roage pentru mine. Le-a spus ora, ziua în care o să mă opere, se roage pentru mine. Eu până atunci nu știam ce înseamnă puterea rugăciunii. Și uh, simțeam o emoție, așa ca și cum aș ceva, se întâmple bine, știți, să te duci undeva sau să... La, o, la un concert sau undeva, aștepti evenimentul ăla cu mare bucurie. Așa aveam o emoție. Și în noaptea aceea, înaintea operației, vă spun că am dormit atât de bine, nu mă așteptam, deci nu mă așteptam, am avut o pace și o liniște, am dormit foarte bine. Și a doua zi dimineața a venit soțul cu tatăl meu. Le-am cerut voi, doamnelor din salon, să cântăm, să ne rugăm. Era șapte sau opt dimineața și. M-au dus la lift. <laughs> am brățișat pe amândoi și am zis să facă se voia Domnului. Am ajuns în sala de operație. Când am ajuns în sala de operație simțeam cum rugăciunile curg pe mine. Vă spun sincer, deci niciodată nu am simțit așa ceva simțeam rugăciunile că sunt peste mine și simțeam prezența Domnului acolo cu mine în sala de operație, îl simțeam lângă mine că este la căpătâiul meu și aveam o pace și o liniște nici un pic de teamă nu am avut mă simțeam în mâna Domnului și știam că el o să fie cel care mă operează, nu doctorul Uh, mi am pus o mască pe față, am vorbit puțin de oxigen și am adormit imediat. Cât am fost în operație, uh, mă simțeam ca într un vis. Uh, am avut un vis care mergeam într un uh, mergeam pe o cărare și uh, eram ca, ca pe un câmp plin așa de flori, de iarbă și în fața mea era ca un soare un soare cald care mă încălzea și mergeam spre el și zâmbeam așa în visul acesta. Când am intrat în operație, domnul doctor i-a spus tatălui meu că operația o să dureze 5, maxim 6 ore. Însă, din cauza complicațiilor și ce a găsit el acolo, 9 ore a durat operația. Deci m-am băgat, cred că la 8 jumate, în operație și am ieșit la 6 seara. Da. Complicația care a fost... Când m-am trezit din anestezie, domnul doctor mi-a zis, hai Rebecca, mișcă degetele la picioare să vadă tata cum, cum, cum simți piciorul. Vă dați seama că pentru tatăl meu și soțul meu am fost... S-a făcut 5 ore, 6 ore, nu mai ieșeam din operație. Ce se întâmplă? A fost o așteptare îngrozitoare. Și într-un final, a că se ducea sus la etajul unde era sala de operații, iar cobora că nu avea voie să stea acolo. Și după aia, când m-a văzut, vă dați seama, și cu piciorul, i-a mulțumit Domnului. Chiar spunea tata că a auzit o voce atunci când m-a văzut și i-a spus vezi ce mult suferi tu când o vezi pe fiica ta, cum suferă. Imaginează-ți cât am suferit eu când l-am văzut pe fiul meu cum moare pe cruce. Da, și a intrat în salon la tia acolo, au stat puțin cu mine, știu că era seară, era joi seara. Și m am rămas acolo singură. Și mi-a spus domnul doctor că două, trei zile o să fiu așa cam, ca și cum ești drogat, halucinați, vă dați seama, ore de ore de anestezie. anestezie. da, da. Um, tumora asta a fost una canceroasă? Nu, Uh, mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost, a fost s-a numit uh, tumoră cu celule gigant. Uh, a spus doctorul, a zis, ai avut noroc, mi-a spus după aceea, norocul meu, Dumnezeu, uh, că tumora uh, era fix lângă nervul acesta. Nu, no, nu am conjurat. Nu era înconjurat, era lipit, era lângă. Dacă era Asta conjurat, a reușit să salveze piciorul. da. Picior. da. Și știu că a doua zi m-a adus în salon, tatăl meu încerca să mă facă să râd, să, să, mă simt bine, dar oricum eu eram, nu prea înțelegeam ce se întâmplă mult în jurul meu. După două, trei zile m-am -am revenit, dar nu puteam să mă rog. Am avut o problemă, nu puteam să mă rog. Pentru mine a fost o uimire faptul că Dumnezeu mi-a lăsat piciorul, chiar dacă mi-a dat și acel vis. Eu știam că merit mai mult. Și înainte, înainte să mă operez, i-am zis Domnului Doamne arată în caracterul tău cu adevărat și atunci am văzut cât de mult Dumnezeu ne iubește atunci am văzut cât de mult ne iubește El nici nu putem să ne dăm seama cât de mult ne iubește El dar de ce îngăduie să trecem pe aici Arebe? ne iubește, ne iubește dar de ce pe aici ce părinte bun ar fi de acord cu așa ceva știți cum e și noi ca părinți când iubim pe copiii noștri, nu putem să îi lăsăm să meargă pe un drum greșit. Și ca să-i aducem înapoi, trebuie să-i lăsăm să-și să, -și, să -și suporte consecințele. Eu, asta a fost în viața mea. Dumnezeu m-a lăsat să-mi suport consecințele ca să văd ce se întâmplă atunci când nu sunt cu el, lângă el. Toate acestea au fost consecință. Și exact ascultam o predică, nu, nu de mult, care exact așa spunea, Dumnezeu ne iubește, dar uneori lasă consecințele să-și facă apariția ca să înțelegem că el nu este doar iubire, este și drept și nu poate să lasă anumite lucruri în viața ta care nu sunt cum trebuie, trebuie să le cizeleze, să le schimbe, să te facă după Sfântă Voia Lui. Așa am înțeles eu lucrurile. Recuperarea ta cam cât a durat? Uh trei luni. A fost o lună jumate în care nu puteam să pun piciorul în pământ, nu aveam voie și a fost foarte greu. Uh, știu că părinții mei erau plecați după operație, au, avut, uh, au fost plecați și n-au -au putut să fie lângă mine atunci și a trebuit să fiu singură după operație. Și mai venea, mai mă ajuta câte o prietenă, câte o soră de credință. Uh, dar era greu, eram cu doi lași mici în casă Când, La cât timp? Mai e ceva de amintit aici? Vreau să, uh, să te întreb Dacă mai este, simte-te liberă Vreau să te întreb De la momentul ăsta al operației În care Dumnezeu și-a făcut Simțită providența Categoric prin oameni Prin medici, prin tot ce a fost Contextul pe care tu nu l ai povestit cât timp a fost până în momentul în care tu ai luat din nou hotărârea să te, re, să te rebotezi și înțeleg că și Silviu a fost de acord Îmi cer scuze, am omis asta. Da? A fost înainte să o am pe a doua fetiță. Înainte, ok. Deci înainte de momentul Când de avea băiețelul un an jumate, da, înaintea okay. operației. Oh, am uitat, da, niciun fel de Nu e niciun fel de problemă, că de asta te, te întrebam. Da. Cu alte cuvinte, nu a fost, și asta, știi cum e, tot providența, n-a fost ca o, obligație pe care tu ai simțit-o față de Dumnezeu știi doamne tu m-ai ajutat și acum eu fac și eu ceva pentru tine nu, nu ce asta a venit wow. Da, da. și Silviu tot atunci da eu am vrut să mă opere să mă, să mă botez da din nou am spus vreau să refac relația atunci după ce am avut acele stări de anxietate și așa după ce mi-am revenit m-am zis că mi-am refăcut relația cu Dumnezeu și am vrut să mă ah, rebotez. Okay și uh, eu nu i-am spus soțului meu botează-te și tu sau uh, nu, eu am zis vreau să mă rebotez și el a zis vreau și eu <gântu -i> și am urmat amândoi uh, da, pregătirea de botez și ne-am Din nou pentru tine, din da, nou pentru tine pentru da, prima da. dată, pentru el din nou, da uh, uite, asta este încă o dovadă că la Dumnezeu se poate adică nu există un terminus, știi, gata, ai până aici, atâta timp cât suntem în viață și spun asta așa ca o încurajare pentru noi toți, chiar dacă mai cădem, chiar dacă poate uneori nu vrem să mai auzim de Dumnezeu, poate că, dar să nu ne împietrim inima, ci să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră da. și Dumnezeu ne primește înapoi cu brațele deschise, da. El alergă spre noi. Da, nu? De multe ori, de multe ori în viața mea am zis că gata, atât a fost până răbdarea aici, de Dumnezeu, nu? dar până aici nu mai, nu mai se poate să mai mă ierte iar și de fiecare dată am redescoperit că El mă iartă încă o dată și încă o dată și, și, și când vezi că te iartă, zici, Doamne, cât de mult mă iubești, adică e infinită iubirea ta ca omenește, cum privim noi, noi n-am mai avea răbdare cu un om, așa cum are Dumnezeu și știți ce îmi place cel mai mult la Dumnezeu, că El nu este ca noi oamenii. <laughs> Dumnezeu este diferit și îmi place bine, foarte mult. Ce bine, mult că, e așa. Da, da, bine da. că e așa. Și da, am încheiat legământul, amândoi ne-am botezat. Acum vreau să revin când eram în spital. După două săptămâni, după ce m-am operat, am stat puțin și m-am gândit la cea, mai profund la ce a făcut Domnul pentru mine. Și ascultam o melodie, sunt o mână de țărână. Și atunci am izbucnit în hohătii de plâns și am mulțumit Domnului cât de mult mă iubește și că mi-a arătat caracterul lui. A fost doar înce un început care mi-a arătat iubirea lui, că pe parcurs mai mi-a arătat și mi-a arată. Vis. La fiecare pas. Da. Și uh, m-au vizitat foarte mulți, chiar și tineri de la Amicus, m-au vizitat cu unchiul meu că spunea domnul doctor, dar câți prieteni ai, câtă lume te cunoaște de bine așa mulți în vizită, nu s au pomenit să vină așa mulți în vizită la, la un pacient. Trebuie să le spunem prietenilor noștri că tu ai zis de două, trei ori de Amicus, este o asociație de studenți, da, da? În care în principiu sunt adventiști, dar nu numai, și asta ne bucură foarte mult că putem fi cumva de ajutor celor pe care da, îi da. avem în preajmă, cumva. Da. Și după aceea m-am zis, am acasă, a fost o perioadă mai grea, soțul se ducea la muncă, rămânea copii, aveam o fetiță, avea șase luni și băiețelul un an, aproape doi ani. Darius și Evelina. Evelina, da. Ok. Și vreau să te întreb, uite, au trecut ceva ani. A apărut în viața voastră și abigail. Da. Ai mai avut problema da. asta cu piciorul? Că ziceam de tumoră ca. ziceai tu, la un moment dat că tumor a venit pe fondul ăsta al schimbărilor hormonale, a mai preapărut în sarcina cu abigail? După abigail nu, înainte a mai avut o problemă. Tot cu piciorul? Nu cu piciorul, dar tot ca o tumoră. Cu, cu... Nu, n-am avut nicio problemă cu abigail. Dar nu prea, mi-am dorit o pe Abigail. Da, pentru că mi-era și teamă cu picior mă gândeam oare cum o să Și am avut organize. multe discuții cu Dumnezeu în privința asta. Și am zis, eu știu mai bine, eu știu mai bine, stai liniștită. <laughs> și domnul m-a ajutat să duc uh, la capăt cu bine sarcina. mulțumesc lui n-am avut absolut nicio problemă, nici cu piciorul nici cu absolut nimic și uh, ce spuneai, o altă tumoră înainte de da, să da, 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 da vreau să spun că după aceea când eram în recuperare, v-am zis nu puteam să merg eu mă am rugat la domn și spuneam, doamne te rog să faci tu, niciodată să nu mai ajung prin spitale că este foarte greu, foarte greu și s-a întâmplat că în 2020 în pandemie? Da exact în pandemie când nu mai putea să te viziteze nimeni. Mi-a părut să la... Eu am născut și prin operație de cezariană, toți... Era, doi aveam pe Velina și pe Darius cu cezariană. Și la operația aceasta de la burtă mi-a apărut ca o gâlmă, așa, ca o formațiune. Și nu știam ce natură este, ce se întâmplă și învățând lecția că nu trebuie să stau prea mult cu problemele astea cum asta cu tumora la picior, am fost să văd ce se întâmplă, mi s-a spus că uh, trebuie să operez și m-am internat la județean acolo la noi în Ploiești, spitalul județean. Uh, și uh, știți că atunci nu mai se făceau biseri, nu mai erau bisericile da, închise, erau noi făceam acasă o grupă ne întâlneam și aveam foarte mare și acolo. Și înainte să am tot așa problema asta câteva săptămâni, am avut din nou un vis mie Domnul mi-a vorbit de foarte multe ori prin vise și m, tot așa am văzut că... Mai știu pe cineva Da? Pe Iosif <laughs> și nu numai da, da. <laughs> deci, a, De ce am ținut să spun asta? Pentru că noi avem, am mai zis eu lucrul ăsta, noi avem impresia că ce în Biblie și fac mă, da, mă uit aici că e Biblie aici ce în Biblie, noi zicem a, a fost undeva de mult, dar uite da, că... Da, da. Profesorul este, este, este și atât de actual. Da. Și am visat că tot pe un pad de spital și eu, o doamnă asistentă îi spunea că am o problemă la burtă, doctorului vorbea că el la ușă și doctorul a zis lasă că o să o vindec eu. Și a fost un semn de la Domnul pentru mine. Eu cred în visele pe care le-am avut, am crezut și nu mai am avut și de natură spirituală, adică nu mai cu operații și așa. Am avut multe vise. Domnul mi-a vorbit foarte mult prin vise și le-am simțit aproape. Și uh, m-am internat acolo, v-am spus, eram tot așa cu mai multe femei în salon, nu mai se făceau vizite atunci, nu mai aveai voie să te duci să vizitezi bolnavi. și uh, lângă mine, lângă patul meu era o doamnă de 81 de ani care avusese uh, ceva cancer la pancreas și operase și stătea, nu mai putea nici să se ridice în fund, în șezut, nu mai putea să mai mănânce, nu mai putea să facă nimic decât stătea întinsă și făcea au, 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 atâta. Și mi era foarte milă de doamna aceasta familia ei avea o cunoștință în spital, o infirmieră care o cunoștea să-i mai dea și apă, ce mai vrea cât un iaurțel, că oricum nu putea să mănânce. Și eu i-am spus, doamne, aceste infirmere, dacă tot sunt eu aici, lăsați că mă îngrijesc eu dacă vrea apă sau ce cer îi dau eu. Și uh, trebuia să mă operez a doua zi, domnul doctor a venit la mine că nu, nu pot să te operez, că am alte cazuri mai grave. Și am început să plâng și zic, doamne, de ce vreau să scap mai repede de aici? De ce nu nu pot să mă operez și eu astăzi și domnul mi-a răspuns s-a întâmplat că deci o noapte înainte să vină domnul doctor am stat de doamna aceasta, i-am dat apă, ceai când îmi cerea, mă ajutam cu ce puteam și după ce a venit domnul doctor, era dimineață 9-10 tot așa am stat lângă ea domnul doctor a venit-o, a venit a văzut-o și a zis că nu mai are, nu mai are ce să-i facă, el a operat-o nu mai are nicio șansă și știu că ascultam muzică la căști și o aveam, un venea în minte un gând. Roagă-te pentru ea, du-te și roagă-te pentru ea. Și că cum să fac așa în mintea mea? Mă vede femeile astea, de ce zici? Am luat o rază, am aduc să mă rog, eu, să mă rog pentru ea. Serios, vă spun, de mai multe ori a venit gândul ăsta, Când era așa să. de puternic, n-am putut să-i fac față. Zic, fie ce o fi, mă duc și mă rog pentru ea. Da, doamna arăta foarte rău. Era ora 12, cam așa, arăta foarte, foarte rău la față și de-abia respira. M-am dus, i-am luat mâna ei în mâna mea și am zis, mamaie, mă auzi? A, a făcut din capa, dacă da, și zi, e dacă mă auzi? Uh, vreau să spun exact cum am zis atunci, uh, cere-ți iertare înaintea lui Dumnezeu de toate păcatele tale și El te primește cu brațele deschise. Și i-au dat lacrimile, ea nu putea să mai se miște, mai putea, i-au dat lacrimile. Și în timp ce uh, vorbeam cu ea, îi țineam mâna așa, uh, i-a dat lacrimile și după câteva minute, am văzut cum respirația din ce în ce mai, mai greu. greu, da și s-a și și -a, -a stins din viață. <hânt> Uf, și atunci nu știu, dacă este așa sau nu, dar mie așa îmi place să cred că domnul de asta mi-a amânat operația, a doua zi uh, m au dus la operație și când mă duceam spre operație, aveam așa inima plină de putere mă simțeam, așa, n-aveam nicio teamă, zâmbeam, eram bucuroasă, fericită, m-am dus, este o cameră preoperatorie, unde se face o perfuzie înainte de operație și mai era o doamnă de vreo 40 de ani, una mai în vârstă bătrân și se uita la mine, așa că sunt, am probleme, se uita, eu zâmbeam, eram Vorbeam amabil, frumos, dar mă întreabă doamna de 40 de ani, auzi, nu ți-e frică de operație? zic, nu mi-e frică că Dumnezeu e cu mine și cu dumneavoastră, să știți că este, i-am spus. Și zic, nu vreți să ne rugăm? Și m-am rugat cu amândoi că intrau la operație și era teamă, le erau teamă. Ne-am rugat împreună, doamna a plecat și am rămas cu domnul acesta în vârstă și am început să vorbesc de Dumnezeu cu el. I-am spus despre speranța TV, despre emisiunile care sunt și i-am zis și despre radio, că el a spus că nu are televizorul la radio. Și a zis și radio vocea speranței. Și că știu cum să nu că ascult, ascult în fiecare zi, numai asta ascult, radio vocea speranței. Foarte și bun. da, și am vorbit cu el despre Dumnezeu. Și operația a fost, mulțumesc lui Dumnezeu, că a fost bună și la biopsie după ce am făcut operația, mi s-a spus că a fost o formațiune tot de genul care a fost și la picior. Adică nu malignă. Nu. Mulțumesc lui Dumnezeu, dar eu una cred că domnul m-a dus în spital acolo pentru că avea drumul lucrare ește? cu mine. Da. Și când am plecat înainte, în acea zi când mi-a dat domnul acasă din spital, era o doamnă în vârstă în salon, o adusese de curând și am început să vorbesc cu ea de Dumnezeu și a spus că are niște vecini adventiști, care sunt oameni foarte cum se cade și tot așa am avut în îndemn, înainte să plec să mă rog cu ea. Și m-a rugat pentru ea și mi-a mulțumit, i-am dat și eu o carte sau o broșură, nu mai știu ce aveam atunci la mine, că niciodată n-am plecat de spital fără. Și mă bucur că am putut să fac lucrul ăsta. Mă simțeam împlinită când făceam lucrul ăsta pentru Domnul. Cea mai, cea mai mare fericire e să lucrez pentru Domnul. Și dacă ar fi să dau timp până mi-aș dori să mă fac misionară. Dar cea mai mare misiune a oamenilor și a unei femei pe pământ este de a fi mamă. Asta pentru am copii. înțeles. Da. Să educi caractere pentru cer. Ce frumos! Nu e ușor. Nu e deloc ușor. Și știu că tu te-ai dedicat copiilor tăi. Da, Ești pentru ei... Uh, dai timp pentru ei. Spuneam că ai, aveți voi, aveți trei copii. Va veni Dumnezeu cu cei trei copii, dar Darius da. care are 8 ani, Evelina care are 6 și Abigail care are 3 ani. Uh, mai știu un lucru. Știu că săptămâna asta va fi ziua ei. Știu bine? Ziua mea. Ziua ta? Da. da și Alo, a ei? da, da, pe 21, Duminică da. Hai, da vezi da. că știu de tine, știam sigur. <laughs> <laughs> știam lucrul ăsta, da, ziua da, ta da, va da, fi. Mâine, noi filmăm într-o zi de marți, dar ziua da. ta va fi mâine, pe 17 aprilie, da? da, da, abrilie, da? da, da. Uh, hai, hai să o iau așa. Am un cadou pentru tine. Uh, un cadou, așa, personal. Este o broșură o, o, Iartă-mă, da. cum se cheamă o, Broșă da. Așa, broșură Dacă mă de nevoastră, mă taxează Este o broșă pe care soția mea A făcut-o special pentru tine o, Mulțumesc mult, mult de tot Este handmade așa, știi. O mulțumesc mult Dumnezeu să să dea... Mulțumim Dumnezeu să-ți dea tot ceea ce îți dorești tot Asta este cadoul mulțumesc. pe care vrem să-ți-l facem așa De ziua ta Mulțumesc. Sper să-ți placă cu siguranță și ce voi purta să cu mare drag. așa drag, pentru, cu pentru tine, ca da, o amintire da, da. de la noi. Uh, și mai am pentru copiii tăi ceva, pentru fiecare dintre ei. Noi avem niște prieteni uh, biblefile.com, uh, se cheamă ei, am niște puzzle-uri pe care am să le te rog să le, susținu, să, le să, susținu, să le dai, nu știu da. dacă da, da. le au sunt cu personaje din Biblie sau episoade din Biblie. Pentru Mulțumesc. fiecare dintre ei, știi tu cum să le împarți astfel încât să ajungă la ei. Și mai am pentru fetița ta, deși este mai mică dar sunt sigur că uh, Darius o, o poate ajuta, așa ca de ziua ei un, o carte de la ceilalți prieteni ai noștri de la editura Viață și Sănătate uh, se numește Jocul Evadării, ultima scrisoare a Apostolului Pavel și sunt aici mai multe activități pe care le pot face uh, copiii împreună așa că pleci de la noi cu da, aceste mult, cadouri, cadouri. <laughs> da, și nu se termină aici da. toate la vremea lor știu că ai un drag pentru, pentru copii și Dumnezeu să te binecuvânteze și așa cum ai zis tu, uh, misiunea pentru uh, o mamă este să pună valori și principii în uh, copii. Uh, noi avem o rubrică aici la uh, autentic, se numește da sau nu și mi-ar plăcea tare să-ți adresez și să întrebări de aici, din domeniul ăsta. <laughs> nu, ești mamă de ceva ani uh, și de copii mai mici și de copii puțin mai mari. Uh, am să te întreb așa, îi disciplinez pe copiii voștri? Cu siguranță, cum am mai spus, uh, un părinte care își iubește copilul nu poate să lase de capul lui. Eu așa văd lucrurile. Uh, trebuie să fie o disciplină, să fie niște limite clare, niște reguli după care se <coughs> ghidează, se ghideze copiii, chiar dacă ei, acum, la vârsta lor mici, nu înțeleg și nu văd lucrurile așa uh, ceva bine. Dar când vor crește sunt sigură că o să... Dar cum apriște disciplina? Dacă, nu știu, te supără Darius? Depinde ce, de ce supărarea e? care mi-o aduce în primul rând Dacă este mai mică sau mai mare Băiețelul meu este foarte ascultător da? În comparație cu fetele a, okay. mai... Ele sunt mai El e mai ascultător Învață lecția asta privind la alții ascultării Și dacă mă supără îl pedepsesc Dacă are un timp la desene îi spun gata, îmi pare rău, depinde și de ce a făcut, vă spun, nu mai te uiți astăzi la desenii, uh -huh. nu mai mănânci dulciuri astăzi, nici nu prea le dau multe dulciuri, dar atât că le dau telefon nu, nu, nu le dau telefonul lor, că consider că n-au ce face ei cu telefoane la vârsta asta și, dar îi pedepsesc pedepseie care să-i doară. Așa, încerc, și cu recompense? Nu zic că mereu, dar încerc să fac asta. Este foarte greu. Da, și recompense. Atunci adică când da. fac bine. Da, da. Și le încurajez, le spun, bravo, sunt mândră de tine, foarte bine. Da, le le spun. spui, te iubesc? Da, cu siguranță, le spun în fiecare zi. Silviu, este și el așa apropiat de ei? Sau el? el este mai mult plecat. plecat la el muncă. are weekendul care stă lângă noi, mai apropiat, și atunci petrecem timp cu el, dar cu copiii mai greu. În cursul săptămânii, seara, obosit, mm -hmm. vine de la muncă, nu prea. La prima oră pleacă. Da? Pe la nouă. Copiii merg la școală, da, școală da, la da, grădiniță da. Cu cea mică mai are Că face trei ani și mai e acasă Și dimineața mai stă cu ea că mai pot să împreună. Da. A doua mea întrebare de aici Copiii voștri trebuie să mănânce totul din farfurie? Da, da? Eu am o problemă cu lucrul Așa? ăsta Știu că poate nu este Am auzit că nu este bine Să îi obliși pe copii să mănânce din farfurie Dar eu mă simt împlinită Când văd că știu că ei au Burticile pline Așa mă simt eu bine, ca și mamă și spun, te rog, mănâncă tot Nu neapărat că forțat Dar le spun, da, mănâncă tot din farfuric Așa e bine Te țin aminte Am și problema asta cu mâncare Că nu sunt cea mai excelentă bucătăreasă Dar când merg la bunica le place mai mult Așa se întâmplă Vezi, Da răspățați copii da, la bunici. Și ultima întrebare Este adevărată zica la copiii mici Probleme mici, copii mari, probleme mari? normal, din ce am mai auzit și eu, copiii mari, da, provoacă uh, probleme mari, dar din ce am văzut eu la ai mei, că băiețelul are 8 ani jumate, uh, mă înțeleg altfel cu el. El nu este un copil care să facă probleme mari, v-am mai spus. Uh, L-am învățat despre Dumnezeu, știe uh, și nu face probleme mari, dar uh, și sper să nu facă probleme mari ca mine, cum i-am făcut tatălui meu, dar este adevărat, pentru că atunci când este mic, până în 5 ani maxim, cam așa, este acolo cum mințel, te ascultă de la 5 ani, începe el cu personalitatea lui la mine, cel puțin așa am văzut, că mi-a fost mai greu, că vrea aia, nu, de ce să fac aia, că el crede că nu e bine așa. Trebuie să încep să-i să înțelegi și personalitatea lui, să înțelegi nevoile lui, să-l mai lași și pe el, Mm -hmm. Și să mai suporte și el consecințele Chiar dacă e mic Că și băiețelul meu îmi spune, de exemplu Dacă afară e, este cald Și bate vântul, spune De ce să mă îmbrac, că e cald Eu spun, ia-ți pe tine că o să tragi curent El nu mă ascultă, suportă consecințele răcește Îl mai lași și, da, să-ți și... Să dai capul de pragul de sus Da, nici dar nevoie. trebuie, da și da, cred că este foarte adevărat lucrul ăsta din ce am mai auzit și eu și din ce, ai trăit. Da, și din ce am trăit eu da, că ne spuneai tu când erai mică era într-un fel când da. ai crescut lucrurile s-au schimbat da, da, da am vorbit mult despre ce a făcut Dumnezeu în viața ta am plâns mult în ocazia asta uh, și cred că l-am văzut pe Dumnezeu la lucru uh, Mă gândesc că e, e un moment potrivit să lăsăm și pe Dumnezeu să vorbească. De aceea noi avem uh, Biblia aici. Și am să te rog să ne citești sau să ne spui pe de rost care este versetul sau pericopa biblică ce este aproape de inima ta. Um, Psalmul 121 este cel după care înghidesc viața și încerc să-l las în mâna lui Dumnezeu, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Rebecca, pot să spun numele meu, fiecare, numele lui, Domnul este păzitorul meu, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea, Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Foarte profund, foarte profund. Și asta încerc să îmi doresc să îmi ghidez viața după lucrurile acestea, cu toate că nu, eu nu sunt un om perfect, sunt, am are foarte mult de lucru Domnul cu mine în continuare, că n-am ajuns acolo unde dorește El. Dar vreau să-l las pe El să-mi ghideze viața cu greșeli, cu păcate, cum am spus, să fac voia Lui, să mă ajute să fiu puternică. Pentru că, dacă în, în lucrurile mici, nu suntem credincioși și în cele mari niciodată. Foarte adevărat. Detaliile da. fac diferența. Da, da. Uh, Rebecca, am câteva rubrici de final, așa cu răspunsuri scurte, dar înainte de asta, uite, trebuie să le dau ceva din casă uh, prietenilor noștri. Uh, știu că la un moment dat, când ne-am văzut noi la Ploiești, mi a zis așa, că eu aveam un nume în liceu și îmi plăcea să-l folosesc și după aceea, după ce viața mea s-a schimbat, aș prefera să fie celălalt prenume. Da. C Cum e cu asta? Eu cred că numele te definește. Um... Rebecca, copilăria mea cu numele Rebecca, Rebecca, așa mi se spunea, mă cheamă și Adriana și Rebecca. Până să ajung la liceu mi se spunea Rebecca și mă săturase de numele ăsta, vreau să fiu ceva nou, ceva, să fiu altcineva la liceu, înțelegeți? Și uh, am zis, spuneți-mi Adriana, mă cheamă Adriana, dar pentru că era mai multe Adriana în liceu, am spus să mi se spună Ada, așa mă știu colegii de liceu, Ada în liceu, așa mi se spunea Ada. Și pentru mine era Ada. Eu sunt Ada. <laughs> era în cineva, da. Și lăsând în urmă tot ce am povestit, nu vreau să mai aud de Ada. <laughs> sunt doar Rebecca. Rebecca. Wow. <laughs> da. Știi că Scriptura spune despre faptul că în împărăția Domnului o să primim, când va reveni el, o să primim numele noi. Da. Da, uite, este o lecție asta. Testul de autenticitate. Rebecca. Acum să vedem Să vedem uh, Care este cel mai autentic mod prin care Îl onorezi pe Dumnezeu? Prin uh, Comportamentul meu față De copiii mei, cred Care este cartea cu excepția Bibliei din care ai învățat să fii autentic? Tragedia veacurilor Și aș recomanda-o la toți uh, Cu ce defect te lupți Cel mai des pentru a rămâne autentică? Cu părerile oamenilor. Atunci când vreau să fiu autentică, mă gândesc oare ce spune. Adică, sunt și oameni care resping ceea ce vrei să spui, când vrei să le spui ceva, și mă lupt cu chestia asta să nu mai mă intereseze ce spune lumea și ce spune Domnul. Care este locul în care te întâlnești, în mod fizic, uh, autentic cu Dumnezeu? În cămăruța mea. Și ultima întrebare de aici, de la testul acesta. O întrebare grea, spun unii dintre cei care au stat aici pe scaunul pe care ești tu așezat acum. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viață? Oamenii autentici sunt puțini în zilele noastre. Mi-aș dori să spun că sunt mai mulți. Uh, Poți să spun de. și tatăl meu este un om autentic. Și că doamna la care am stat este o persoană autentică. A fost, era o doamnă autentică o persoană autentică, dar cel mai mult îmi place autenticitatea Elenei uh, White. Nu pot să zic din prezent o persoană, pot să spun pe ea, pentru că îmi place foarte mult a viața ei, ei cărți foarte mult, și despre viața ei am citit, uh, sunt un fan al ei, cum o să zic, și îmi place foarte mult despre ea și a fost autentică tocmai de-aia domnul a putut să-i și vorbească pentru că a fost autentică. Te rog să completezi fraza detest cel mai mult Minciuna Cartea pe care recomand să o citească orice om Cel puțin o dată în viață are titlul Sfânta Scriptură Fericirea pentru mine înseamnă O relație Cu Dumnezeu în regulă Rugăciunea mea conține Întotdeauna cuvântul Mulțumesc Primul gest pe care îl fac dimineața este Să mă uit cât este ceasul Că am o problemă cu întârzierea și să mă rog, dar mă uit la ceas. <laughs> 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Biblia în format digital sau pe hârtie? Pe hârtie. Rugăciune pe genunchi sau în picioare? Aici am avut o mare problemă. De când m-am operat la picior, nu mai pot să stau în genunchi și inima mea a suferit foarte mult din cauza asta, că n-am putut să mai mă plec în genunchi înaintea Domnului. Dar mi-am venit în gând că mereu în minte că mai bine să apleci inima decât picioarele înaintea Domnului și dar ce spun și ce recomand pe genunchi este cea mai autentică rugăciune. Psalmi sau Evanghelii? Psalmi, îmi plac psalmi. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Da, îmi place să mă scuz imediat, să nu rămân cu cineva în divergențe sau să știu că e supărat pe mine. Soție sau mamă? Aici mă sunt încurcătura. <laughs> Să le aleg Una fără alta n a exista, dar uh, Mamă uh, Somn odată cu găinile sau pasăre de noapte? Oh uh, Pasăre de noapte pot să spun <laughs> Chiar șase noapte Îi spui soțului mai des te iubesc sau iartă -mă? Le folosesc pe amândouă Foarte des Dar îmi place să cred că îi spun mai mult te iubesc <laughs> uh, Apa de la robinet sau apa plată la sticlă? Apa de la robinet Frank sau diplomat? Frank. Și ultima mea întrebare, dar nu cea din urmă de aici de la podcast, încep ziua citind din scriptură sau rugându-te? Rugându-mă și citind din Biblie rugându-mă, asta e prima... Asta l-ai spus tu și la, la mai, da, mai devreme da, un pic. Da. Așa cum ziceam, întrebările mele s-au terminat, dar am o întrebare de aici, o întrebare surpriză a celor care au stat înaintea ta pe Cine scaun, uite le aici sunt multe, s-au adunat, am tot zis eu că trebuie să schimbăm bolul ăsta, e necesar, te rog să extraști, tu poți să le mai amestești dacă vrei, așa, să o citești și să răspunzi întrebării, te rog. Cine este Dumnezeu pentru tine? Pentru mine Dumnezeu este totul. Este tatăl meu, este fratele meu, este prietenul meu. O melodie chiar spune, Doamne, cel mai bun amic al meu. Fără el, viața mea n-ar exista. Foarte profund ce spui. Am să te rog să scrii și tu o întrebare. Era semnată cumva întrebarea respectivă? Avea decât o semnătură, o semnătură. nu, nu semnătură. Nu reușești să o descifrezi. Te rog să scrii nu și tu o întrebare, apoi să împăturești întrebarea și uh, bilețelul și să îl pui în bol. Te rog să te și semnezi. Da. Te-ai semnat? Ok, da. super, perfect. Rebecca, îți mulțumim mult de tot că ai fost cu noi. Și uh, pixul, iartă-mă, uite că am uitat să amintesc despre ăsta. Pixul ăsta, autentic, rămâne al tău. Asta mulțumesc. este cumva Aminti. marca faptului că ai fost aici la noi și că uh, ești o persoană autentică. Și ori de câte mulțumesc. ori îl vezi, să-i ceri Domnului să te țină așa, autentică. Așa că e al tău mulțumesc, E un alt cadou pe care ți-l fac Și uh, ziceam de prietenii noștri De la editura Viață și Sănătate uh, O să te rog să alegi una dintre cele două uh, cărți Privește cu alți ochi Adevărata frumusețea caracterului lui Dumnezeu Apropo, știi că ne există o despre asta Și uh, de asemenea Iisus uh, ne-a învățat Care dintre cele două o să o meargă la tine Pe, prima. pe asta, da, cu caracterul da, -mă, gândeam, mă gândeam că cumva spre, da, da, Pe asta da, da. vei tinde să, să o alegi Rebecca, mulțumim mult de tot încă o dată, Dumnezeu să-ți dea putere, m-ai făcut să plâng extrem de mult, n-am mai Și plâns de mulțumesc. ceva vreme să știi, n-am mai plâns de ceva vreme. Eu am făcut un gest, mi-am scos de aici șervețelele la îndemână, nu știam sigur dacă le voi folosi sau nu, dar uite că -am, fol am folosit șervețelul, tu ai fost foarte tare. Te-ai -te păstrat așa puternic, Erai da. la un pas la un da. moment dat să dai drumul lacrimilor, dar ai reușit să rămâi, să rămâi tare. La autentic se plânge, eu n-am niciun fel de problemă cu asta. Și cred că și dumneavoastră acolo ați plâns. <laughs> și mă uit așa în ochii celor care sunteți aproape de canalul nostru. Dumnezeu să este binecuvânteze pe tine, pe ei tăi și mulțumesc. să ne revedem în diferite contexte, dacă nu aici, acolo, în Amin. împărăția cerului. Așa să facă Domnul. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost cu noi și în ocazia asta. Uh, cred că pot să spun acum cu toată tăria că podcastul ăsta, episodul ăsta de podcast poate fi pus acolo în biblioteca virtuală să reveniți la el, să vă încărcați, să vă luați uh, putere de la Dumnezeu pentru a trece peste diferite obstacole pe, cu care vă veți întâlni uh, de-a lungul vieții. Uh, nu uitați că orice fel de modalitate de a interacționa cu noi de ajută ca algoritmul YouTube să ducă mai departe podcastul nostru, să ajungă la oameni pe care Dumnezeu să-i încurajeze prin ceea ce se întâmplă aici la noi, la Autentic. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți alături de cei dragi, să-i priviți cu aceleași ochi, să le dați noi șanse, să-i iertați și să arătați întotdeauna că sunteți autentici în comportamentul dumneavoastră, în felul în care înțelegeți să arătați ce a putut să facă Dumnezeu în viața fiecăruia. Fiți așadar autentici. Mersi mult de tot! Și eu vă mulțumesc și sper să fii de ajutor pentru cineva. Asta ne rugăm. Să că, fi, da, să asta, de asta am venit să înveți cineva din viața mea. Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Autentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!